Dimineață pierdută. Dramatizare după romanul cu același titlu de Gabriela Adameșteanu. Regie artistică Dan Puican. Iete, și dimineața tot cu televizorul. Parcă ai mai văzut filmul ăsta, așa s-a religioană, bătrână. Oh, Doamne, ia-ți-mi, ia un pic de ceai. Lasă-mă. Acum vezi toate filmele de dă-te, dă-te. Ei, Doamne ferește, și care îți place și care nu. Mie nu-mi place decât alea de dragoste. Unde se iubește, ei muși se desparte, sau ea, sau el moare. Taci, Vico, și dă-te la o parte că nu văd nimic. Bine, 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 vai, până n-am luat televizor, citeam Biblia seara. Ce vrea mai găseam în Biblie. Și poveri și sfaturi, cum să te porți în viață, toate le scrie acolo. Dacă nu mai pot, că tu nu închizi televizorul până nu cântă Ora Unirii. Tot nu taci. Hai de mine, n-am ieșit din casă. Aoleu, altă dată să fi stat eu așa zile întregi, fără să ies, mi s-ar fi părut că-mi cad din casa în cap. Făceam eu ce făceam și-o luam de-n loc. O zi la ăla, o zi la ăla, de nicăieri nu mă întorceam cu mâna goală. Mai și schimbam o vorbă, mai aflam una alta, că tot să stau așa cu un mut. Om ca tine îți vine să-ți iei câmpi, legioană bătrână. Niciodată n-am avut ce vorbi cu tine. Păi, adică ce să vorbești cu bărbatul? Ce spui? Când nu au... Bărbatul să te știi de la breu în jos. Asta spun. Ai ajuns femeie, da, bătrână și tot cu prostiile. Iete, n-avea grijă că am fost eu și în case mari. Știu cum e și cum vorbesc cu coanele. Pe unde am fost m-am înțeles. Toți mă iubea și mă aprecia. Vai, și la madame Ioaniu, ce mai râdeam cu ea și cu Ivona. Băi, tot ai terminat. Da, bă, rău de clanță și mut. Ah, ce mai plângeam când eram tânără. Slăbisem de mă sufla vântul. Da, până a venit Nașa. Dumnezeu să o ierte. Ce ai, Vico, de-ai slăbit așa? Păi zic, uite așa și așa. Fugi, fată, zice, nu te mai omorâ atât. Las-o pe Nașa în pace. Dacă eu sunt altă fire, eu semăn cu mămica. Să fie avut partul de un om la fel, să-i placă să râdă ea și eu, da, sa, că sunt și bărbați de așa, să știi. Dar ăștia are altele. Să nu crezi că vreunul îi mai bresc altul, da, nu vrei, nu vrei să taci. Doamne, doamne, unde mi-e paltonul? Așa, 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 ia să-mi pun și bațca. Să-mi iau și țoașca, asta de piele de la madame Daniel. A, mă duc să-mi pun, aoleu, mă doare, să-mi pun și dinții. Ce faci? A? Ce faci? Iar o iei din loc? Da. Mă, dracule, obicei mai ai tu așa să tocolinzi așa. Toată viața ți-a picat muncul pe la ușile altora. Iete! Da. Ia să iau și puțină țuică și gogoșarii ăștia așa. Mai, poți să toși tu cât ți-o place. Tu zici, tu auzi, ale bărbatului, să le pui în ciur și să le așezi sub cur. Na, așa, cum îi spuneam și lui madame Ioniu. Și ce mai râdea madame Ioniu? Vico, vai, Vico, mai bine înfundă soba cu cărbuni. Era dracul, cu tactul cu tot. Vico înfundă soba, Vico închei-mă la șirete. Las că de burtă nici nu mai poți să te închei tu la șirete. Și dacă mă plec eu, te mai lovește Dan Blaua, Doamne ferește. Nu pleca, Vico, nu mă lăsa simt. Ba nu, să stau aici să clocesc cum faci tu și să mă uit la tine. Oh! Că nu mi-o fi de ajuns după 40 de ani. Dar ce te-a apucat acum? Am eu acbe cu jocul tău. Ho-ho! Ce îndrăcit ai mai fost tu la viața ta. De-aia nici nu mi-ai fost drag de tine. Na, măcar că prima oară nu poți să spui că nu te-am plăcut. Legioană bătrână. Ah, erai frumos și voinic. Și aveai nasul așa drept, buzele subțiri, așa, părul pieptămat, așa, lins, cu cărare într-o parte. Eram angajat la Zanfirescu. Aoleu, dar ce cofetărie mă avea Zanfirescu, și ce nume aduceai? Și ce calată și bomboane de toate felurile și fondante. Vă dați Zanfirescu la toți, așa-i, care lucrați la el. Și de sărbători și de Paști. Vai, dar ce ouă, de ce calată. Ce tablete mari, dar ce bune ar mai fi acum. Da, și așa am făcut noi prăvălie, nu ți-ai minte? Da. Cu ce ai strâns tu de la Zanfirescu și cu dota de la tăticu. Așa-i. Numai că eu la Tejghea, tu la cinema.
tu la meciuri. Nu da, s-a găsit vreun meci al lui Juventus să-l pierd nimic. Acu de ieșit nu mai ești decât până în cismigiu. Mergi și tu cu burta, te uiți la plăcităria din colț și la sticlele cu Cico. E adevărat că-ți mai strecori eu câte o hârtie de 25 în buzunar, dar n-am grijă, eu știu că nu te atingi de ei. Îți place așa numai să te știi cu bani, eh? Așa e bărbatul, nu? Și ce? Și ce? Eu nu ți-am adus într-un rând o brățară de aur care și pe urmă un medalion de safir cu lănțișor? Da. Dar dacă tu nu le purtai... Bă, unde să le porbe? La teșghea? Că eu rămâneam cu furnizorii, cu descărcatul Murphy, cu balamucul pe cap, cu toate. Lasă că eram... Eram femeie în putere, domnule. Nu ca asta de acum. Slobe scânduri, fără nimic. De n-are bărbatul pe ce pune mâna. Păi era femeie în putere, mă, zdravână și țățoasă. Știi cum duduia podelele sub mine când mergeam așa? Să fi vrut, puteam să fac orice. Dar n-a fost felul meu. N-am fost eu dintr-alea. Dar să știi, era unul, un bărbat înalt așa, cu mustață subțire și neagră. Lucra la prefectura poliției. Taci de gură. Când venea, cumpăra numai icre negre, vai, mărun, bezeluri și vinuri scumpe. Ce se mai uita după mine, vai, cu anovic în sus, cu anovic în jos. Da, pe toate degetele avea inele. Și pe-l mic unghiul, uite așa de mare. Un ce? Unghiul! Aha. Zice, îți place? Zice odată, știi? Dacă îți place, îl vezi, ia-l dubitale. Ei, zic, ține-l sărătos. N-am eu trebuță de așa ceva. Am eu omul meu. Ai zis tu așa ceva? Da, Ai zis tu asta? Da. Dar când a venit comuniștii, odată ăsta ce-a dispărut. Să fi pus mâna pe el, îl mânca de viu, că nu era lucru curat cu inelele alea și parcă numai el. Câți și câți. Dar nu mi-a stat mie mintea la prostii și mai eram și muncit. Vorba lui Madame Ioniu. A fost femeie învățată, Madame Ioniu. Și a ținut doi bărbați. Vico zice, asta să știi de la mine, femeia muncită nu-i bună de nevastă. Vico, asta-i. Să trăiești și să mă îngrijești și pe mine, că eu-s mai mare cu 8 ani și eu o să mor înainte. Haide, Ligioane, da, mă, trenerea, ia să te pup. Haide, că tot o să mă îngropă mine. Da. Cât mai clățăne toată viața la cap și numai ce ai vrut tu ai făcut. N-ai lăsat nici atât tica dintre ale tale. Ei, lasă-mă în pace, gata, am plecat. Da. Nu vreau să pierd și dimineața asta. Pleci și mă lași singur. Vico, da. Vico, ce? Un pahar cu apă. Dar ar dracu în tine că ai putea să te miști. Parcă acolo la țară, măta, ți le aducea pe toate la gură? Ce zisești? Ce tot zici? Că nu au nimic, o bombă și dracu să le... Nu au nimic. Haide, gata! Gura, poftim. Ia, bea. Am plecat la Madame Ivona și trec și pe la sorme. Am plecat. La revedere. La revedere, totuși. Să română. Dar era eu pe pământ aceea la voi. Dar măta unde-i? La servici. Da? Săptămâna asta e de dimineață. Nu știi, mătușă? Păi dacă știam, nu mai băteam drumul până aici de pomană. Dar dacă mă las pe voi, nu vine unul. Numai eu de atâți ani pe la ușile altora. Hai că nu-i chiar. Dar că mai are și omul meu dreptate, zău. Ei, să fi trăit mămica. Alta mi-ar fi fost viața. Uite, ți-am adus aici... Terminasem și eu 4 clase și voia să mă dea la liceu. Îmi făcuse și uniformă, vai cu beretă, parcă o văd și acum. Dar în august s-a declarat mobilizarea și tăticul a plecat pe front, porma a murit mămica. Coșcogea femeia, zăcea și aiura. Îi crăpase buzele, săraca, de ce-i ferbințele avea. Dar eu, ce să știu eu?
copil de 11 ani, păi eu mă jucam pe Maidan. Da. Nu mă înduram să viu acasă. La urmă am văzut eu pe dracu că avea grijă de frați, că stam la coadă, la pâine. Băi, da, ce pâine neacă, necoaptă. Dar cine să stea la cozi? Eu eram mama mai mare, știi? Mătușă, lasă că mi-ai spus-o de 100 de ori. Știu mai bine ca voi, da? Tot ce a fost pe vremea voastră. Stai, știi? Ce știi tu? Ce știi tu ce înseamnă să rămâi fără mamă la 11 ani? Că noi am fost năcălgițe când a murit mămică. Și acum, după atâția ani cât s-a trecut, eu nu știu cum mă simt tot orfan așa și neajutor. Lasă, mătușa. Nu râde. De-aia să o iubești și să o respecti pe mamă ta, că numai pe ea o mai ai. Ascultă și bagă la cap. Să o iubești și să vă purtați de grijă unul la altul. Aoleu, mătușă, dacă mă întind la vorba, am terminat cu lucru pe ziua de azi. Stai. Eu nu pot să-mi pierd dimineața asta. Tu crezi că pot să-mi pierd vremea la taclale? Tocmai acum, în ultima mea sesiune. De fiecare dată când vin, încep cu poveștile astea și încerc să te fac să înțelegi că eu n-am timp, mătușă. Crezi că nu mi-ar plăcea să stau să ard gazul ca alții? Dar nu vrei să înțelegi ce poate să însemne acum, când tot ce am să fac eu pe urmă depinde de o notă. Îți place să te duci, să te lauzi cu mine la madamele tale, dar nu înțelegi că eu nu pot să-mi pierd timpul? Iată, scârțam, nu pot să-mi permit, nu aia, nu aia l-altă, parcă ai fi măta. Numai info se gărgăuni și pretenții. Mătușă... Ei, lasă, dași gură. Tactul, frate meu, Dumnezeu să-l ierte, avea altă fire. Dar de crescut, mai eu l-am crescut, da, ca o mamă i-am fost. Mă, ce m-am mai certat cu tăticul ăla bătrânul, să dea la școală, știi? N-am bani, bre, n-am, dacă n-am, ce vrei să fac? Zicea ăla bătrânul. Oltean apucător. Venise cu cobilițe de la el, de la Cărbunești. De toate vânduse tăticul, până strânsese bani peste bani și-și făcuse casă de pământ în Pantelimon și la urmă luase și dota mămichii. Și așa-și deschisese el prăvălie. Dom'le, îi mersese lui bine, dar în august bătuse clopotele toată noaptea. Decretase mobilizarea, da. Și când s-a întors, s-a lesese praful de toate. Da, tăticul Oltean cu 24 de măsele, că și la 80 de ani spărgea lui nendițu de așa, că avea toți dinții în gură. Tăticul a luat-o iar de la început. Da, a luat-o cu negustoria la sate. La urmă, dacă murise mămica, a dat de mârlancă. Da, păi. Și s-a mutat la ea și i-a făcut și alea un rând de copii. Dacă vreți, zice, veniți și voi, a zis tăticul când s-a mutat la mârlancă. Da. Nu, noi am rămas în casa veche din Pantelimon, lângă biserica Capră, acolo unde e mormântat mămică. Eu mă duc, mătușă. Da. Am de lucru de nu mai vă cap. Bine. Toatele mele sunt dincolo, mă duc. Bă, dincolo. Da, știi ceva? Adule aceea, uite aici. Uite, eu lucrez lângă tine, uite, îți cărpesc cu tine. Aoleu, ce găuri are. Așa. Tu-ți vezi de ale tale și eu de ale mele. Mătușă, da? Mai amețit cu vorbăria. Da. Cum crezi că pot să mă concentrez când turul e atâta? Și știu și toate astea pe din afară. După ce termin cu războiul, încep cu madamele tale. Va, păi dacă ai fi vrut să mergi cu mine să le cunoști, cum ți-am zis de atâtea ori. Da. Aveai ce vedea. Aveai ce învăța de la ele. Hei, da, mătușă, da. Ce să spun acum, chiar că ai nimerit-o. Da, da. Uite de la cine aveam eu ce învăța. Hai, zău. Ah, doamne. Zău, nu te supăra, dar niciun copil de 2 ani n-ar spune asemenea prostie. Ce? Cum prostie? O prostie, nu-i de ajuns că mănânci timpul cu poveștile lor? Vai de măcar dacă ar fi o vizită care m-ar interesa. Ho! N-ai decât să te duci la ei care știi că e interesul tău. Ei, mă duc. Dar ele ar fi vrume să te vadă. Zice, și ce mai face gelul dumitalei, Madame Dilcă? Uite, chiar așa mi-a zis Ivola când am fost la ea luna trecută. Dacă îi și pasă ei ce fac eu, îi pasă ei de mine cum îmi pasă mie de ele. Ce? Păi nu vezi cât e de prefăcută? Prefăcută nu-i. Așa s-o știi, că odată la 2 luni îmi trimite carte poștală și atunci știu că pot să mă duc să-mi iau ei 50 de lei. Dar voi ăștia de acum, așa sunteți, așa v-a crescut, să n-aveți Dumnezeu și să nu credeți ce auziți acasă, să credeți numai ce vă învață aia la școală. Parcă știi voi cum suntem noi. Da. Voi habar n-aveți. Da? Și nu numai tu, dar nici profesorul. Da. Nici el de multe ori nu reușește să ne înțeleagă. Da. Încearcă el, dar greu. Generația noastră, mătușă... Uite, gata, taci din gură, ia ține, așa, ia mănâncă-și tu ceva, uite ce ți-am adus, uite, uite. Aoleu, uite-te la tine, că ești numai piele și os. De-aia n-ai vlagă în tine.
Păi eu toată viața mi-am purtat de grijă și omul meu la fel. Și acum să mă uit că își pune, domnule, o farfurie plină ochi așa. Da, și moaie pâine în ea și își face o ciorofleacă. Măi, spun eu, mă, tu parcă ai fi Moș Mealache, mă. Ăla deși turnea la un loc și ciorba și mâncarea. Dar el zice, păi ce, eu nu sunt moș. Ei, uite că acum vară, zice, fac 79. Păi chiar că e moș, mă. Dacă nici el nu-i moș, atunci cine să mai fie? Ah, dar ar dracu tine de copil îndrăcit. Mă, tai de vină, ia ți-a scos coarne. Că tactu Dumnezeu să-l ierte, săracul Ilie. Era moale de-n fire. N-a și ție, Vico, zicea, când veneam pe la voi. N-a și ție 25 de lei să ai de tramvai când mai vii. Vezi că eu mai viu și acum. Uite, mai viu, caz. Uite, mai pun mâna. Aoleu, ce murdării pe jos, ia să-mi dau cu mătura. Dar nu mai am nicio putere. Of, să n-ajungi, să ai nevoie de ajutor. Nici de la rude, nici de la nimeni, că te mănâncă câinii. Așa zicea Madame Ioaniu. A fost femeie învățată, Madame Ioaniu. Învățată și rafinată. Doi bărbați a avut și pamândoi a dus la groapă. Ah, zice, după bătrân să nu fii, Vico, și să ajungi pe la ușile altora. De câte ori nu mi-a zis ea mie vorbile astea. Mătușă, aolo, aolo. De ce nu spui dinții? Ei, mi-am scos, mai că nu era multă vreme. Așa mi-a urit de ei. Oh, eu îi pun numai când merg pe stradă. Da? Da, păi mă vede oamenii. Zice, uite și baba asta știrbă. Dar nu știu, nu merită să-i pui, aolo, știi cum mă strâng? 500 de lei. Eu am dat ăla de mi-a făcut și tot mi-a greșit. Alege să ar praful de el. Of, s-a umplut Bucureștiul de hoți. Unde te duci, fiecare stă cu mâna întinsă. Ei, ia că mă uit la tine, mă, gelule. Ce? Ți-ar trebui să iei femeie, băi. Mătușă. Ai tajit, bă. Păi ești dita mai bărbatul acum, nu? Mătușă, lasă-mă în pace. Ia, uite, așa te-ai repezit-o la mine. Și când s-a prăpădit tactul. Bietul frate meu, Ilie, era mort pe masă. Și eu câtă durere era pe sufletul meu. De dis de dimineață venisem cu 5 kg de carne macră, frumoasă. Și de la 5 stătusem la coadă după ea. Of, și cui să-i mai arzi atunci de carne, că frigider n-aveți voi? Păi, m-am dus să pui carnea la prăjit în tigai. Așa. Ei, dar știi cum bucățile le-am luat și le întorceam cu furculița. Poate să fi vărât una în gură să văd dacă se făcuse ori nu. Era cald, cald aici în bucătărie. Și încurgea pe față, țin minte, și lacrimi, și nădușeală. Și numai ce intri tu și ca nebun așa. De asta s-ar de acu, ai zberat. Și te-ai repezit și ai stins la aragaz toate butoanele. Eu ți-am dat pace, te-am lăsat. Da. Carnea vezi bine apucase să se prăjească? Atâta ți-am spus. Vrei să se strice bunătate de carne? Că de la 5 am stat pentru ea. Și de seară când s-o întoarce toată liuta de la cimitir, ce-o să le dea beata măta să mănânce? Sunt bani munciți. Învață să-i respecti. Și să-i respect și pe-i bătrâni care știe rostul în lume. Bine, mătușă, mi-ai zis-o și eu am înghițit-o. Da, da, hai, lasă-o, mătușă, lasă, hai. Păi știu eu cum să iei păștea tinerii. Știi, da. Trebuie să nu le treci de la tine nici atâtica că în urmă ți se urcă în cap. Copiii din ziua de azi n-are nici frică, nici rușine. Și de crescut știu eu cât de greu se crește. Mătușă, nimic n-am lucrat de gura ta, mătușă. Bine, bine, atunci ai plecat și eu. Uite, ia, da, să mă îmbrac. Aolea, stai să-mi pun și, da, și basca. Da, mătușă, parcă ai fi Napoleon în Rusia îmbrăcat așa. Napoleon în Rusia, unde ai vrea tu, ce ai vrea tu sunt. Dar ține-a mie cald, eh? Că încolo, stai puțin, cine să mă mai aleagă dacă... Poate nu basca Raoschi, tata dragilor. Mătușă, mătușă, da. Îți aduce aminte ce păr frumos aveai? Ei, lung, creț și negru. Când ședei trecea de spătarul scaunului. Da, da. Lasă asta că vei, să ai grijă de voi.
Ori mâna și mănâncă, că nu mai stai așa. Că da, ești nervos fără putere. Gata, am plecat? Bine. Eu nu vreau să pierd și dimineața asta. Bine, să rămână, mătușe, să rămână. Să spui dinții. Da. Să nu umblu, Doamne ferește, vreun picior pe gheața asta. Vai, și cum îmi trebuie picioare. Vai, și tramvaiul nu mai vine. Dacă nu bag repede în gură ceva, o să-mi vină leșel. Ce am mâncat de azi de dimineață? Mai nimic, o cană de ceai cu pâine muiată și la cumnata niște pâine și niște brânză. Dar ce ține astea? Vai, aoleu, să nu cad. Vai, poate mă opri Ivona la masă. Aoleu, mă trece. N-aveam ce să mai stau. Ce am adus, am lăsat, dar cu ce m-am ales? Numai niște felii de pâine uscat. Cum nata tot o arunc, dar la ce să o arunce? Mai bine o iau eu, că eu sunt coșul de gunoi. O iau, o fac pe smet, o pui în ceai, o moi și o mănânc cu lingura. Ei, cum să te ajungi? Din pensie, două suflete și chiria și lumina și televizorul. O fi acasă, Ivona? Nu, Ivona când a zis o vorbă, vorbă e. Când trimite carte poștală, dragă madame Delcă, n-ai mai venit de mult pe la noi, te-am așteptat în cutare zi, atunci să știi că în ziua aia te așteaptă, nu bate orașul. Vine tramvaiul! Mai țineam uti la dumneata, madame Delcă. Ai de ce să o plângi pe mama dumitale, pe madame Ioaniu? Cât era în putere, ea ți-a ținut casa și ea ți-a crescut băiatul. Eu, madame Delcă, l-a făcut colivă, nu mă pricep. Da, mai lasă-le, Doamne, iartă-mă, că cu ce se alege mortul? Dacă ai murit, cu ce te alegi? Cu ce ai mâncat și cu ce ai trăit în viață? Nici lui Muti nu-i plăceau parastasele. Da. Așa că eu să-ți dau dumitale 50 de lei la două luni ca să fie în amintirea ei. Vai. Îți trimit carte poștală și vii și ei. Și mai stăm și noi de vorbă ca astăzi. N-am mai primit nimic de la Tudor, madame Delcă. Da, așa că s-a făcut 2-3 ani de când a plecat băiatul dumitale. Oh, da. Dinainte să moară madame Ioniu. Da. A ieșit la pensie, a ieșit și domnul Nichi. Aveți 4.000, poate și mai mult, tot să tocați banii singuri. Să vă ferească Dumnezeu să aveți nevoie de ceva la bătrânețe, că n-are cine să vă aducă niciun pahar cu apă. Noroc că nu vă omorâți cu firea. Așa-s eu, madame Delcă, mai rațională. Să știi că mi-a prins bine în viață. Ți-a prins bine, pe dracu. Of, să fi făcut omul meu ce face al tău toată ziua la călărit muieri. Aveam eu act de cojocului. Vedea el pe dracu. Dar bleaga ta, Ivona, ea cu serviciu, cu prietenile, cu țigarea în gură și cu cafelele. Habar n-are ce face nici. Ah, aoleu, întârzi tramvaiul. Se face târziu, pierd și dimineața asta. Știu eu cum e cu tramvaiul ăsta, sunt bucureștean, că eu dau ăștia noi, dar cu care au umplut București, ăștia nu știe. S-au umplut Bucureștiul de țărani și noi, bucureștenii vechi, nu mai avem loc. Țăranii care stă la bloc și strânge bani de mașină, ca nespălata de oița, vară de-al doilea cu Delcă. Așa e acum, așa a ajuns vremile. Vai, parcă o aud pe madame Ioaniu. Thank you.
așa e ea, Vico. De mică s-a educat să n-arate ce are pe suflet. Față de tine, Vico, n-am secrete. Ia să stai tu aici în camera mea să lucrezi. Să mai vorbim și noi de ale noastre. Tata dracule a fost la viața ei, madame Ioaniu. Descurcăreață și învățată. Și pe ce punea mâna ieșea? Ce mai plăcintă cu mere. Făcea joia înainte să vii fetele. Mâine vin fetele pe la mine. Așa-i, joi vin. Vin fetele la muti. Râdea pramatea Dănichii. Râdea de ele că ele totuși mai zicea fete. Dar ajunsese babe. Dar lor puțin le păsa. Ele își vedea de pocărul lor. Toată viața lor jucase pocăr. Și când a venit comuniștii și le-a luat averile și le-a băgat bărbații la zdup, și care a murit a murit, care a trăit a trăit, cum le-a fost și lor norocul, ele tot și-au văzut de pocărul lor. Numai că acum juca pe babe de fasol. De când te știu eu, Vico, pe tine? De când erai la casa de modă a soră-mii? Cât se mai aveai, Vico, pe atunci, ha? Mai știu și eu câți aveam când eram la madame Jordescu, 16 sau poate 18. Că tăticul, dacă s-a mutat la Mârlancă pe noi, pe copiii dintâi, ne-a dat care încotro. Pe mine mă dase la casa de mode pe colț, la Bulevard Dupache. La sora, la madame Ioniu, la Marga Gemlescă, patroana, cum îi ziceam noi. Și acum parcă simt miros de mangal de la fierul de călcat. În aia aia am văzut eu cucoane adevărat. Toate cucoanele Bucureștiului. Și unele mă plăcea că eram curățică, albă la față și cu părul negru și creț în cap. Dă-mi o mie de Vica la probe, zicea ele, care șarm fata asta. Ei, cucoane mari adevărate, nu umbla cu țoaște de-astea cu ama, eu de amintire de la madame Daniel. A fost mare în vremile astea. Daniel ăsta, mare comunist, da, prieten cu Zaharescu. Vai, să nu alune, vai, să nu umru, Doamne ferește, vreun picior pe gheața asta. Vai, și tramvaiul nu mai vine, cum îmi tremură picioarele, vai. Nu, că dacă nu bag repede din gură ceva, o să vire și ce-am mâncat de azi dimineață. Mai nimic, vai, poate mă opri Ivona la masă. Mai totdeauna face Ivona mâncare de sâmbătă pe duminică. Iete, tramvaiul! Madame Delcă, de la vârsta noastră mâncarea, dulciurile mai ales și carnea sunt adevărată o travă. Așa o fi, dar dăm mie carne în fiecare zi, dăm și dulciuri, că nu mai trebuie nimic. Eu și omul meu său ne-a plăcut în viață să mâncăm și să trăim bine. Am mai îmbătrânit noi acum, dar tot așa ne place să prăjim o tigaie de carne și de cârnați și să întingem cu pâine în sos și un castron mare de murături și coțuică. Omul care nu mănâncă e lingav și nervos, de el se lipește toate bolile. Și ce zice Ivona asta? E mai vorbe de femeie care nu-i place gospodăria, dumne, o ține într-una cu fructele și cu regimul. Dar cine poate să trăiască din așa ceva? Da, dacă ar fi să iau fructe și carne, nici două zile nu m-ar ține bani. Două suflete. 650 de lei, pensia și lumina și chiria și televizorul. Vai, să ne alunec. Și pe aici e gheață, Doamne, cum îmi tremură picioarele. Dacă nu mănânc repede ceva, o să-mi vine rășin. Pe cine mi-a dat să văz? Madame Cristine! Da, bunică grodită. Vai, ce plăcere și ce bucurie. Bonjurică, dragă Vico. Bără. Așa spunea madame Ioniu, nu? Da. Dar unde mergi, dragă? La Ivona? Treceam pe acel drum de la cum vai da ce gheață, Doamne. Da, și ce mai zis? Ia să văd ce mai face doamna Ivona, ce mai face domnul Nichi.
Uh-huh. Vai că se bucură doamna Ivona când mă vede, mă iubește și mă apreciază. Da. Cred că îi se urăște și ea acasă singură, da. Mai ales de când mai merge la servici. Și Nichi, Nichi e mai tot timpul plecat. Ține-te bine, ține-te bine. Da, bună, Ivona. Da. N-a avut noroc să-i semene mai găsi. Da, madamea Neu era om întreg, domnule, știa interesul. N-a avut noroc să aibă lipici la bărbați. Cum? Să-l aibă pe vinul încoace, Nico. Să-i învârtă pe degete pe bărbați. Cum l-a învârtit madame Ioaniu pe profesorul Mironescu, da. Mi-a spus soacră mea. Da, mi-a spus madame Ioaniu, mm-hmm. E bărbatul de întâi, că era dita mai profesor. Și ce oameni mari n-a cunoscut. De la nimic nu i-a folosit, că în casă nu mai ia comanda. Iată ea, ia spânzurea, mă rog, ia ea, generalul. Da. A pusese și un flirt până să se mărite. Nu știa vietul Mironescu, dar ei era casă deschisă. Venea și domnul de care spuse. Nu, eu nu cred, madame Cristine. Nu era madame Ioniu, dintr-alea, vai. Era femeie cu cap, socotită. Ea mi-a zis să-mi pui pe cec alea 7000 pe care le aveam, știi? Din ce, din nece, mi-a zis tu, Vico, să-ți pui bani deoparte, să n-ajungi să stai cu mâna întinsă la bătrânețe. Ia uite, frumoasă casa. Da, da. O avea madame Ioaniu de la Mironescu. Mm-hmm. A murit el repede după primul război, dar a lăsat-o cu casă, cu argintărie, cu cristale, cu de toate. Ioaniu era cel mai bun prieten al lui. S-au căsătorit imediat. Soacră mi-a spune că madame Mironescu a trăit dinainte cu Ianiu, știa? Da. Tot București. Da, la frumoasă, frumoasă casă. Da, da. Foarte. Și uite, acolo le-a trântit blocul ăsta în spate. Bloc nou cu bani. Vai ce de bani o avea ăia de s-a mutat aceea. Boieri noi. Al de Daniel, al de Zaharești. Boieri noi, că boierii vechi a murit, domnule. Care a scăpătat, care a putut în străinătate, care mai fuge și acum. Casele lor am bătrânit și ele. E și ele păducă. Uite, uite la casa lui madame Ioniu. Ia uite-o, cojită toată pe din afară. Ce să fac? S-a dus și beata madame Ioniu, s-a dus și sorsa patroana, s-a dus și bărbaților. Acum vezi că s-a învechit și da. Casa. Da, a învechit, ce da. Să fac. Bonjurică, Vic. Bonjurică, da. Mă duc la alimentară, că asta fac de atâția ani. Stau la cozi. Ce să fac? Da, da. M-am sacrificat pentru ai mei. La revedere, madame Cristine. Babico, babico, te las cu bine. Nu fac la alimentare. Toate mi le spunea madame Ioniu, dar numai despre bărbatul de întâi nu prea vorbea. Odată numai a scăpat-o gura. Mi-aduc aminte, stai așa, stai ce făceam. Da, stam noi și beam cafea amândouă. N-am avut plăcere cu el, Vico. Era și o diferență mare de vârstă între noi. 20 de ani avea mai mult ca mine. Era manierat și distins, dar de iubit nu l-am iubit niciodată. Aveam salonul deschis, câțiva prieteni fideli. Da. Câtă energie am avut eu în viață, Vico. Mi-au ajuns întotdeauna 4-5 ore de somn pe noapte. Mi-a plăcut să călătoresc, să dansez, să merg la spectacole. Cu Lulu mergeam la toate balurile de la cercul militar. Dansam toată noaptea și dimineața când mă întorceam acasă cu trăsura, eram proaspătă ca o floare. Florile m-au plăcut mie, Vico, în viață. Florile și parfumurile, dragă. Florile și parfumurile. Dacă începea să vorbească, era greu să o mai oprești. Unele mi le mai povestise și altă dată, dar o lăsam să le spun atât că gheorăiau mațele de foame. Ei, acum am ajuns. Ia să văz dacă Ivona e acasă. Să sun. Poate apare, dar ar dracu nea de călăreață. Vezi că de-aia a umblat măsa tata după Nichi. Of, Doamne, să și-l facă ginere.
să nu rămâie cu zbania de Ivona Piatră în casă. Câți crezi că s-a gândit să o ia de nevastă? Că era vicleană madame Ioaniu, vai! Dar odată tot a scăpat o gura. Și dă-i și dă-i cu poveștile și tot cu bărbasul de-al doilea, cu Ioaniu, da, acu, de când lua pensii de pe urma lui și la telefon tot așa răspundea. Alo? Aici Sofia, general Ioaniu. Dragă Vico, cum îți spuneam, cu Lulu au fost anii cei mai fericiți din viața mea. Totdeauna am avut plăcere să mă distrez, dar nu știu cum s-a făcut că în tinerețe n-am prea avut parte, dragă. E bine, am avut-o și pe Ivona de cum am măritat. Deci eram eu un copil cu copil. Da. Și am născut-o atât de greu, n-am mai vrut să aud de copii toată viața. Îndrăcită ai mai fost tu la viața ta. Îndrăcită și materialistă și pentru tine. Și ai știut mereu cum să cazi în picioare. Ce noroc are unii în viață. Cât a fost în putere, iată ea spânzura. Unul nu îndrăznea să-i zică niște de mai încolo. Știe ei ce știa. Și zuliată Ivona și putoarea de bărbatul. Știa că și casa, și covoarele, și argintăria, și bijuteriile, ce mai rămăsese, toate era pe numele babei, toate ale ei, și mai primea și pensie de pe urma lui bărbatul. Ce subțire am fost eu în tinerețe, Bico, mai ții tu minte, dragă? Ce da. Subțire! Da. Ah, bietul Lulu avea o inimă de aur, pe el îl chema Gheorghe, George, da. Dar eu îi ziceam Lulu. Lulu, știi? Da. Lulu făcuse și celălalt război. Da. Avea zeci de decorații, fusese rănit la predeal. Noi l-am ținut ascuns. Dacă nu l-ascundeam noi, l-ar fi dus în lagăr. Atunci Lulu s-a îmbrăcat civil și a trecut în Moldova și a luptat la Mărăști și iar a fost rănit. Când a fost războiul a doua oară, s-a avut rău cu Antonescu și ăsta a fost norocul lui, că nu l-au mai trimis în Rusia. N-a avut noroc el până la capăt, că tot a murit la zdup. Și baba a răbdat ce a răbdat. A strâns din dinți, a ținut o pensiune, a bătut tot orașul cu lecții de franceză, de germană, dar până la urmă tot a luat pensie de pe urma lui bărbasu. Până la urmă tot i-a tocat banii. De pensiune pomenea, dar în rest nimic. Nici că Antonescu l-a trecut la rezervă pe bărbasu, nici cum l-a chemat ăilați pe urmă și cum a făcut dincolo tot războiul. Că a fost până în Cehoslovachia, da? Astea le-am prins-o de la Ivona. Altele mine a spus Zaharească, care le știa de la bărbatul. Zaharescu a fost mare director până la săpat unii, da? Sau i-a venit și lui rândul să-l schimbe. Că asta la ei lege, să se tot schimbe de colo-colo. Dar nu le duc eu grija lor. Am grijă de bietul omul meu, că și el bătrân, și de când a rămas în pensie, n-a mai pus un leu deoparte. A rămas tot în ei 7.000. Doamne ferește! Doamne ferește de-o nenorocire! Nu e bine să trăiești în viață fără bucurie. Să ții minte de la mine asta, Vico. Da. Tot bine o duce și acu Zahărească. Măcar că se baită. S-auzi ce-i la gura ei, dar la ea în casă geme de lucruri aduse din străinătățuri, bă. Și fiisa amare, vai, s-a dus în Anglia, dar a rămas acolo. Unii zice că s-a dus să spioneze. Alții zice că s-a dus ca ce avea de toate. Alții zice a rămas că nu mai avea tasul situația care a avut-o. Da. Ah, iete să dea dracu ei toți, că așa e unei de cade mereu în picioare. E bine să-ți faci și tu plăcerile în viață, că nu pierde nimeni nimic. Dacă trăiești fără bucurie, Vico, dacă trăiești așa, ești tot timpul morocănos și prost dispus. Că la unii necazurile parcă nici nu le-ar avea. Așa trece până ele, ca gâște până apă. Așa și zbanghia ta, Ivona. Ca alta să-l vază toată ziua pe bărbatul la matracucă. S-ar topi ca lumânarea. Dar ea, ce-am avut și ce-am pierdut? Păi ce naște din pisică și culeci mănâncă? Doar e fiind salubăsa și madame Ioaniu a avut doi bărbați și pe amândoi i-a dus la grav. Ai zice că a fost norocos, Ioaniu, da.
că n-a avut de ce să le alauă comuniștii, că ei l-au chemat, l-au scos din rezervă și pentru ei s-a dus până în Tatra. Și uite că nu i-a fost de niciun folos, că baba tăcea ca mormântul. Da, degeaba tăcea mâlc, că de știu toate se știe, că tot las după a murit, omule. Stai, în 50 sau, stai, în 52, mă rog, ei, el știe când o fi murit. Mi-a spus mie Cristodoaia, cum a murit pe capete acolo, toți care au fost miniștri și avocați și care au avut averi și care au fost rudă cu ei și care au fost păguboși, toți a dat ortul popii acolo. Dacă și Brăteanu acolo a murit, că l-a vărât într-o pivniță la Sighet și l-a rost de viu șobolanii, unii se rugase cât de el să fugă, se rugase de Brăteanu ăsta sau de alții care au fi fost nepoața. Fiul ăsta, unul din Brăteni, ăsta ce ar fi zis, un brătean nu fuge niciodată. Și n-a fugit, a rămas. Da, a văzut el pe dracu. Și a murit acolo și Maniu și alții, și câți și câți. Că din sute, 500 cât era, vă doi dacă a scăpat. Uai, da. Madame Delcă, da. Noi n-am știut nimic, nici Muti, nici eu, când nena George murise la închisoare. După ce am primit hârtiile, am mers la cimitir să îngrijim mormântul. Și acolo am aflat că nena George a murit la infirmerie. Pentru că făcuse greva foamei. Dar nu i-au acordat nicio asistență. Și la infirmerie l-au dus cu vreo două ore înainte să moară. Dar el era lucid și știa că o să moară. Dar i-a rugat să nu-l îngroape în hainele închisorii, că el n-a fost hoț. A fost om cinstit. A fost soldat și general și n-a făcut rău nimănui. Și de aceea a și fost decorat. Bietul meu, George, cât s-o fi rugat el de ei să nu-l îngroape în hainele alea vărgate. Dar până la urmă l-au ascultat și așa au reușit la cimitir să dea de el. Un gropar și-a adus aminte că unul din morți fusese îngropat în pijama. Și așa l-a găsit Muti pe nena George. L-am adus în cavoul familiei noastre, la Belu. După dantură l-am recunoscut. A fost o perioadă îngrozitoare. Soțul meu mort, sormea la închisoare, fimea pe drumuri, securiștii pe capul nostru și eu fără o pensie, fără nimica. Mai era și riscul să-l dea afară pe nepotul meu de la școală. Dar trebuie să știi bine în viață ce vrei, Vico. Pentru că dacă te ții cu dinții, cu dinții de ce vrei, până la urmă ceva tot îți iese. Vai, dar parcă s-au mutat toți. Așa arată casa de când a plecat băiatul Ivoni. De când a plecat, a făcut ea aprindere la plămâni. N-am să-l mai văd în viața asta pe Tudor, Vico. Și alta, din păcate, nu mai există. Îi invidiez pe cei care pot să creadă în Dumnezeu și că sufletul e nemuritor. Eu nu am putut să cred niciodată. Da, cum l-au luat pe bărbatul dumneavoastră, pe domnul Joș? Începuseră vremurile grele. Are să vină curând și rândul meu, așa mi-a spus Lulu într-o seară. A știut cu precizie momentul când aveau să-l aresteze. Când se întuneca și auzeam cum se oprește în fața casei o mașină, înlemneam cu toții și ne priveam albi ca varul, unul pe altul, până am să mor. N-am să uit niciodată anul acela. Ce lungi erau secundele când așteptai să-ți bată la ușă. Îl cunoști pe domnul Romanescu? Săracu, el 10 ani a făcut. A fost întotdeauna un om fin și manierat. Și ce mi-a spus când s-a întors? Madame Ioaniu, la pușcărie cel puțin eram liniștit că n-au să vină să mă ia. Și uite, au trecut 10 ani și uneori seara, acasă,
tot mi se mai pare că-i aud urcând scara. Erau mulți, mulți care de frică nici nu mai dormeau acasă, rătăceau pe străzi, colindau orașul, dispăreau prin țară. Țin minte un bătrân care de la 5 dimineața se așeza la cozile de la gheață. Știi că din mijlocul cozii nu prea te ridicau ei. Când îi vedea că se apropie, trecea de la o coadă la, de la o coadă. Da, urmărea, Lulu urmărea cum înaintau arestările la armată. M-a pregătit din vreme. Zile întregi am răscolit biblioteca, am ars documente, scrisori, acte, cărți. N-au găsit nimic. Nu se jenau ei să te scoată vinovat și fără probe. Dar el nu intrase în primele loturi. Au tot așteptat, îl tot chemau la interogatorii. L-au presat. Destul de repede s-a îmbolnăvit. De judecat nu l-au judecat, așa că n-a fost greu mai târziu să-l reabiliteze. De-aia a luat ea pensii de pe urma lui. La câteva luni după ce l-au arestat pe Lulu, au denunțat-o și pe sormea Margot. A început procesul ei, pe Ivona o dăduseră afară și atunci am deschis eu pensiune ca să pot să stau și acasă cu Tudor. Și cred că n-aș fi rezistat la toate încercările prin care am trecut dacă n-ar fi fost Tudor. Da, trebuie să știi bine în viață ce vrei, Vico. Pentru că dacă te ții cu dinții de ce vrei, până la urmă ceva tot îți iese. I-a fost drag de băiat, poate mai mult decât orice pe lumea asta. Că măsa, Ivona și Tatsu o să mai dea ochii cu el până Germania, până Austria, până America, pe unde o mai fi, el știe. Dar Madame Ioniu n-a mai apucat să-l vad. Să iau eu din loc la tramvai, că Ivona nu mai apare. Ia să-mi potrivesc eu dinainte banii, să-mi scot portofelul din țoașcă, să număr 25 de bani, clasa a doua. O fițară al dracului de puș de plastic, la ce m-o-i fi încurcat cu ele? Portofelul îmi trebuie. Portofelul... Unde-o fi? Parcă simt gheață la inimă și pe spinare. 20 mi-a găsit aia de la circ. De atunci umblu la mine cu hiposerpilul, cu carvaxinul și cu neazepamă. Dacă n-aș fi avut singură grijă de mine, de mult eram la biserica Capra, lângă mămica, mai să iau pastila. Vai, a furisit dimineață. Toate mi-a mers pe dos. Iute, drace, că nu mă alt cu coarne, putea să-i dea drumul cu alea lângă mine. Dumnezeu săracu, care a văzut ce era pe sufletul meu, am găsit portofelul. Casa asta am ajuns să stăm la mansardă. Dar nu mă plâng.
Nu mă plâng. Sunt alții care o duc mult mai rău decât noi. A fost o nenorocire și cu sora mea Margot, care după ce a plecat soțul ei, nenea Sandu Geblescu, a avut ideea nefericită să-l ascundă la Otopen pe titia Lomiseanu. Pe vremea aceea mai avea doar la Otopeni o vilă veche și se mutase acolo. Mai ții minte când te-am trimis? Da. Du-te, Vico! Du-te până la sora mea la Otopeni să iei o damigeană de vin. Așa ți-am spus. Mi-a spus mie Cristodoaia acum că Margot, după ce l-a lăsat pe bărbatul, și-a găsit pe unul de-l ține ascuns acolo la Otopeni, la vie. Și numai noaptea l-a lăsat să iasă și să stropească la vie cu furtun. Dar de aflat, tot l-a aflat și tot a pus mâna pe el, că l-a turnat chiar nevastă sa. Și așa a înfundat el pușcăria. Și la proces i-a dat și lui madame Margot 5 ani pentru tăinuire. Ei, la puțină vreme după ce a ieșit, a murit. Acum chiar că plec. E clar că Ivona nu se mai întoarce. Of, bine că am găsit portofelul, vai. Las, când mă dau jos de-n tramvai, mă opresc la piață, iau de la grătar 3 mititei, 2 mănânc eu, 1 îi duc lui Ligioana bătrân, sărac. Ivona, ca să vezi că nu despre oraș vine. Ca să vezi putoarea dracului, că din casă iese Ivona. Uite, cu vulpea aia de năpârlește, de nu i-a primit-o aia nici la consignație. Uite, Ivona, cu nasul ei lung și cu botul ei de vulpe. Ia uite, 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 uite cum adolmecă. Parcă-i o vulpe. Vai! Madame Delca! Da? Vai, stai aici în curte și nici nu suni, nici nu strici. Sau poate că n-a mers suneria? Păi... Da, și dumneata. Parcă ai venit pentru prima oară. Doar în casă eram, nu? Cu treburi și uite, abia la ora aceasta am reușit să ies. Vai de mine, mă trece, am eu act de cojocul tău. Știu eu ce merită dal de tine, pupom bot și iei banul tot. Aha, nu-i nimica, nu-i nimica, madame Ivona, treceam și așa pacind drum de la cumnată mea. Și ce mi-am zis? Ia să văz ce mai face madame Scarlat, ia să văz ce mai face domnul Nichi și dacă nu se întâmpla să ne întâlnim așa, nas în nas, ce era? Ce? Era moarte de om? A, nu era nimica. Dai intră o clipă. Vai. Hai o clipă, madame. Intru numai puțin, 5 minute că mă trece. Eu stau puțin. Așa, că așa. Nu vreau să pierd și dimineața asta. Alo? Am rămas cu paltonul pe mine ca să înțeleagă bătrâna asta fără obraz că mă grăbesc. Am intrat numai pentru 5 minute în casă. Nu știu câta oară când face figura asta. Când o aștept, nu vine și când sunt mai ampresată și mai aglomerată, atunci mă trezesc cu ea că-mi sună la ușă și sună, stă, cum a stat și astăzi. E de o viclenie. Sunt oamenii ăștia simpli de o viclenie. Și așa-și cunosc interesul. Da, da, draga mea, e prea târziu. La 12 închide. Bine, bine, sigur, sigur că vin la cununie. Venim la Biserica Boteanu, da? Pa, la revedere. Pe zi ce trece și cei care mai aveau o umbră de bun simț și l-au pierdut. Uite ca baba asta fără obraz, care nu mai iese de unde a intrat. Ce e asta? O vedere, ha? E scrisul lui papa.
La mulți ani, noul an 1914. Ce mult l-am iubit pe bietul papa. Dacă și acum îmi amintesc vocea aceea șuierătoare, gâjâită, cu care mi-a zis Dinușă. Drum bun. Drum bun în viață, Ivona. Orvar, papa. Drum bun. Drum bun în viață, Ivona. Ce mult am putut să-l iubesc, dacă și acum, după 50 de ani de când a murit, încă mai sper. Nedesuș și ce absurd că el ar putea să se întoarcă. Încă mai sper că lumea ar putea să se mai întoarcă brusc înapoi. Că aș mai putea fi din nou exact cea care am fost odată. Ei, Ivona, Ivona, mânca ori mama pe ea. C-o știu de când era atâtic. Murise tată dumitale și m-a trimis madame Geblescu să-ți aranjez rochița. Ei, că trecusem și eu prin toate din timpul războiului. Bai, sufla vântul de afară să ne ia pe sus și înăuntru frig și întuneric. Gaz la lăbi, nu, lumânări, nu. Și haide, Vico, haide, fată, la brutărie. Ei, acolo și mai frig și mai întuneric. Și eu de ger îmi da lacrimile, îmi curge. Mai de parcă aș plânge. Da. Tot la coadă, la brutărie mă văz, tot întuneric, tot frig, tot iarnă. Și de atunci câte și mai câte cozi. Parcă tot la cozi am stat toată viața. Ia privește, madame Delcă, ce fotografie, da, frumoasă. Mm-hmm. Oare cine o fi făcut-o? De ce miroase așa? Muti, de ce ne-am întors de la Sinaia, din vilegiatură? Miroase a flori amestecate și a ceară și a tămâie, ca în biserică. Și e încă ceva care îmi face greață. Unde e papa? De ce sunt toate oglinzile acoperite? Știam că e legată de el într-un mod puțin nefiresc. De aceea am încercat, dragă Margot, să o crotesc. Am încercat să o feresc, să nu aduc în zilele acelea. Foarte favorabile comentariile despre înmormântare, Sofie. Exact cum trebuie, cu pompă și totuși cu sobrietate. La fel și discursurile. Mai puțin mi-a plăcut cel al reprezentantului studenților. Aici, de altfel, să știi că foarte proaste impresii au făcut studenții ducându-se in corpore la hipodrom pentru bătaia cu flori. Alexandru mi-a arătat chiar o notiță în ziar. Studențimea română și-a dat sieși o bilă neagră în caietul ei de cursuri și de bună creștere. Bietul Etienne avea dreptate când spunea că în moravurile acestei țări nu intră decât ingratitudine pentru cei ce fac un bine public. Obștea nerecunoscătoare, mai ții minte? Gata, s-a închis orașul, l-am pierdut dimineața. Nu i s-o fi întâmplat ceva, fiică în baie? Ah, la vârsta și la grăsimea ei. Fii mai atentă, madame Delcă! Fii mai atentă la regimul alimentar! Ce spui, madame Scarla? Tensiunea, colesterolul de la o vreme nu mai merge tot cu carne de porc prăjită în tigaie. Ei, carne de porc! Să fii sănătoasă de că n-am mai văzut o carne de porc. Poate e luni și luni de când n-am mai pus garne în gură. Mai bine i-aș fi dat banii și aș fi scăpat de ea. Așa, tot o să fiu silită să-i dau. Și mi-am irosit și dimineața asta. Uite ce m-a ajuns. Vrei să faci un bine cuiva, unui om sărman pe care-l știi de o viață și ajungi să depinzi tu de el. Oh, Ivonia,
Aceasta e soarta generoșilor, filantropia. Tu te laisses faire. Dragă Michi, tu ai simți practic, tu înțelegi atât de bine realitatea. Știu, nu sentimentele, nu recunoștințele o fac să vină mereu mai devreme. Nu, 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 e limpede, e limpede. E așa programat să vină cu o săptămână mai devreme, anume, ca să încaseze o sumă dublă. Nu 50 de lei, ci dublu, 100. Și nu își face niciun scrupul, așa cum orice om corect și bine crescut și-ar face. Formidabil de viclen sunt oamenii simpli. Viclen și cu tupeu. Da. Și atât de bine își cunosc interesul. Aș putea să scriu un roman întreg despre despre tot ce am văzut și cât am trăit. Da, Nichi, ai fi scris dacă n-ar fi venit vremurile care au venit. Ai citit atât și istorie și filozofie. Ai văzut atâtea în profesiunea ta de avocat. A fost o profesiune, cea de avocat, da, care a dispărut. Cum au dispărut atâtea? Așa. Ce mai înseamnă după 46 să fii avocat? Da. Când se intra în sală cu sentința gata știută și cu martorii aranjați. Da. La ce a mai servit avocatul de când procesele au început să se țină cu ușile închise? Nichi, dragul meu, dacă ar fi fost timpuri normale, ai fi scris pentru că ai văzut atâtea și ești atât de talentat. Un talent egal și de scriitor și de actor. Totdeauna la curent cu cele mai noi bancuri. Te pricepi să le adaptezi la orice fel de situații, să le interpretezi. Unde mergi, întreții societatea cu umorul tău. Și acum îmi aduc aminte de discuțiile noastre când trăiam utii. Ivon, îmi place să fiu la curent cu noutățile din oraș. Pentru că am un cerc întins de relații. Auzi, dragă, eu am aprensiunile mele față de Nichi. Mie mi se par suspecte și curiozitatea și foarte multele cunoștințe ale lui Nichi. Muti, ești nedreaptă. Iată unde au fost aduși oamenii, să nu mai aibă încredere nici în propria lor familie. Iartă-mă, Ivona, dar este anormal, dragă, ca un om de condiție să umble cu limba scoasă după toți nespălații. Muti, dacă nu ne acordăm credit unii altora, cum o să mai trăim? De cum poate fi cineva, în mod gratuit, atât de curios din fire? Cum poate avea cineva această plăcere de a fi informat? Profesiunea lui de avocat, da. Și să știi, Ivona, că nu este deloc, dar deloc agreabil când toată lumea știe că bărbatul tău e un curăr. Oh. Vei ajunge să suferi și tu așa cum a suferit Margot din pricina lui Alexandru. Muti, dar bărbatul are nevoie din când în când de o mică schimbare, nu? Sentimentele nu-i sunt neapărat afectate în acest caz. O mică distracție de la care el se întoarce relaxat. De obicei chiar mai atent. Pentru că simte totuși un sentiment de vinovăție. Tu, ca să susții aparențele, îți mobilizezi toată energia. Și uneori chiar reușești să trăiești așa cum trebuie. Eu cu George, draga mea! Muti, Muti, nu trebuie să-i judeci pe toți bărbații după nenea George, care avea o corectitudine de militar. Un asemenea bărbat este mult mai ușor de condus decât unul cu firea sociabilă și activă ca lui Nichi. Probabil că din cauza acestei firi prea active nici nu s-a apucat Nichi să scrie. Ivon, când am să ies la pensie, o să mă așez și o să scriu. Așa. De publicat sigur că nu o să se găsească cine să-mi publice, dacă nu scrii după cenzura lor. Cu partidul. Partidul și cu clasa muncitoare. Dar eu am să-mi fac plăcerea asta. Să scriu, să scriu. Este foarte normal să te apuci după o viață întreagă în care ai fost tracasat. Ia uite. Și măsuța de servit ceaiul. Draga de ea, încă întreagă. Biata de ea. N-ar avea nevoie decât de un lustru și ar fi ca nouă. Dar unde mai găsești astăzi oameni care să știe meserie?
Cum se mută ăștia din casă, îmi chem tâmplarul și îl pun să-mi repare mobila. Muti, eu am vorbit cu multiple cunoștințe. Lasă că știu cum vorbești. Când mergi să pui o vorbă bună sau să depui un memoriu, intri cu tupeu în clădire, treci pe lângă portar, pe noi ne lași afară, urscările, mergi la clozet, Muti, mai rătăcești pe sări, cobori. Și pe urmă ne spui că ai vorbit cu cineva foarte important, dar că nu poți să-i divulgi numele. Muti, altă nedreptate la adresa lui Nichi. De ce nedreptate? Am primit un răspuns la memoriile pentru George? Dar cât se pot lăuda că au primit răspunsuri la memorii în anii aceia? Bine, George s-a prăpădit așa cum s-a prăpădit, dar memoriile pentru casă! Cât am așteptat înghesuiți la mansardă, ciocnindu-ne pe scări, unul de alții, spălând mizeria, scara, curtea, în urma ora. Of, păi de, dumneata, nu mai aștepți decât să plece mitocanii de chiriași și să-ți aduci tâmplarul ca să-ți repare mobila veche. Se mută, se mută, nu vezi, le crezi din ce în ce mai mult pretențiile și pe el îl fac din ce în ce mai mare. Lui ca lui, dar ei i-au crescut. Parcă nu în ochii noștri a apărut la poartă cu un cufăr de lemn în mână și cu niște colți subțirele strânse ghemotoc în vârful capului. Și lipăind prin casă desculță cu călcăiele crăpate și suflându-și nasul prin curte. Acum e directoare adjunctă, are ore la facultate și e tot timpul excedată de treburi. E cum să mai băia vreme să-și aduc aminte că eu am învățat ce e o batistă, ce e o periuță de dinți și am convins-o să ajungi mai da cu gaz pe cap. Muti, dacă tot ai făcut educație, învață-o să nu mai spună ghivetă. Termină, termină. La bine nu mă aștept din partea lor, dar cel puțin să nu ne facă rău. N-am nicio îndoială, n-am, că i-au adus aici ca să ne supravegheze. E, asta a fost de mult, Muti. De ce să ne mai supravegheze acum? Ce rău pot să ne mai facă? Trăim asemenea vremuri încât oricât te-ai simți de nevinovat, nu se poate să nu-ți fie frică. Așa că n-avem decât să răbdăm și să așteptăm. Nu mai trece mult și o să se mute, se mută. Azi ai făcut o pomană. Să-ți dea al de sus sănătate. Să fii sănătoasă și să te bucuri de bărbat. Că ai bărbat frumos și bun și de treabă. Ce obraznică o dau afară. Iar de cei 50 de lei nici vorbă. Madame Delcă, da. Ce atâtea mulțumiri. Și eu mă bucur că ne-am întâlnit. Drept să-ți spun, mi-ar fi părut rău să fi aflat că ai făcut drumul până aici degeaba. Pentru că a doua oară știu cât ți-ar fi venit de greu. Știu eu cât de greu ne mișcăm la vârsta noastră. Mă scuz puțin, Madame Delta, da, mă scuz. Ca să o vezi cât e de cărpănoasă, că stă pe întuneric aici, unde Madame Ioaniu ținea întotdeauna lămbile aprinse. Sau să fi zis, ia loc și dumneata, Madame Delta, cu ai fi și dumneata obosită. Ți-ai găsit. Nu că Madame Ioaniu era altfel. Da. Cine e acolo? Eu sunt Vica. Ce nu mă mai cunoști? Ba da, te cunosc. Tu ești Vica. Da. Oh. Sunt negășită cu mama. Mă tem că s-a sclerozat. Mi-e teamă de starea ei să nu facă un gest necucetat, să nu lase apa deschisă, să nu dea foc, să nu plece de acasă. Vica, Vica, de la unul ca Nichi te aștept numai la rele. Da. De ea nici nu l-am putut suferi o viață. Da, l-am și trecut pe Tudor, pe toate carnetele, de cec. Da. Numai lui, numai lui Tudor îi las eu averea. Dragă Muti, Muti, dragă Muti, gândește-te dacă merită ca acest stat să încaseze banii pe care i-ar încasa dacă s-ar petrece vreo nenorocire.
Acum că Tudor a plecat, statul ia banii toți. Nu înțeleg, ce spui cu nu înțeleg ce Mute, spui. Să ne treci pe noi pe carnete, pe mine și pe Ivona. Da, atunci când Margot a fost la pușcărie și George tot acolo, tu ai plecat de acasă. Ne-ai lăsat cu Tudor și ai plecat. Și eu am ținut casa, am deschis pensiune, am vândut covare, bijuterii, Muti. Dacă se întâmplă ceva, Vicu, da. Eu aș pune pe Ivona pe carnete, dar n-am bază pe ea. Ea îi spune tot lunichii. Păi să nu crezi că n-ar face-o, numai să intre în voie. Ivona? Da, Nichi, da, vine. Uite, așa că... Ce seniorle la telefon. Și chiar crezi că n-ai să ajungi mai devreme? Tu știi că la 7 e cununia lui Tuțu. Se supără Clemens. Bine, nu insist. Voiam să știu dacă să te aștept. Nu, doar știi că pentru mine masa e o simplă formalitate. Atâta doar spuneai că vii azi mai devreme. Bine-ți faci. Ah, ce bine-ți faci. Bine, Nichi. Vezi că nu mai ești așa îmbățoșată ca adineaur când îmi stăteai ca jandarmul la ușa umblătoarei, înhăimurată cu paltonul pe tine și cu cipinica în cap, da, numai bine să o iei la goană cum ies și să nu ai-mi dai 50 de lei? Vulpeo, la vicleni și la zgârcenie nu te întrece nimeni. Sigur. Ia, la ce semiorle e când ar trebui să-i dea cu telefonul în cap. Hai, bine. Vezi că nu-i bine nici așa. Tot nini pe lângă el să nu-ți știi deloc de frică. Uite, că de-aia așa bătut joc de tine. Bine. Blestemat să fie ăla de-o mai pune piciorul în casa asta. Madame Delcă, dar ce faci, dragă? Lasă paltonul. Dar nu-i vrea să pleci așa. Nici nu m-a apucat să schimbăm amândouă o vorbă. Hai, sper că nu te-ai supărat. Lasă paltonul cu el, lasă și basca, te rog. Hai. Că știam că mai e puțină zacuscă. Îți place zacuscă? Hai spune drept, Madame Delcă. Cum nu ești vegetariană, socotesc mai normal să te întreb. Hai spune, să-ți fac și două ouă. Lasă, nu te deranja. Îți fac eu ochiuri, da? Ha. N-ar avea ea suflet rău, dar este cam împiedicată. Nici două ouă în tigariu nu e în stare să facă. Că măsa era altceva. De-aia și trăit mai să atingă suta. Că nici să trăiești atâta nu-i bine. Că ce mai știa ea, dumne? Ultima oară când a ieșit, vă două zile n-a mai găsit-o. Era toată înghețată, dormise într-un coteț. De nevoie o să trecem și noi până asta, că la fiecare o să ne vie rândul. Că o să ne ducem acolo cu toții părând și n-o să mai rămâie niciunul dintre noi pacia. La ce te gândești, Madame Delcă? Oh, doamne, la Madame Ioaniu. La ea mă gândeam. Vai câți ani de când mâncam aceea noi trei, ei, eu și băiatul. Ce de macaroane am mai mâncat în bucătăria asta? Cu macaroane l-a făcut mare pe Tudor, zicea Madame Aliu. Doamne, și el, vai, ce repezit era. Să nu întârzie bietul copil, știi, să-i găsească ăia vreo pricină și să-l zbore de școală. Lasă vasele, Madame Delcă. Hai sus în salon. Hai, te rog. Vai, de câte ori am fost eu în camera asta. Hai. Dar uite tabloul, dar ce nu-l știu? N-ai cum să știi, Madame Delcă, pentru că este o fotografie veche. Am dat de ea întâmplător și cât m-am bucurat. Da, cine e? Uite, este toată familia noastră aici. Uite cât sunt de tine. Da. Doamne. Tan Margot era elevă la școala centrală. Da. Aici este papa. Cei semeni
cap tăiat. Sigur că-i semăn. Dar ăsta mai tânăr, uite ăsta cu pălărie de pai și mustăcioară, cine? Este domnul Titi Alomițeanu. Da, da, bun prieten de familie și cunoscut de la Buzău, orașului Muti. Da. Muti s-a măritat cu papa. Pe urmă, cum dumneata ți-amintești, eu nu, a venit războiul. Parcă și acum îi văd. Țin minte că așa ați spus atunci, domnule profesor. Ne aflăm într-un moment dificil și n-ar fi deloc imposibil să ne trezim antrenați într-o catastrofă. M-au frapat vorbele dumneavoastră pentru că ele constituiau o excepție față de ceea ce mi era dat să aud prin preajmă. Ați reținut exact, domnule Ianomițenu. Găsesc că în cea din tâi minută opinia publică românească nu s-a tulburat. A prevedea viitorul în politică nu este dator cui. Nu de la opinia publică românească avem a ne aștepta, ci de la omul politic. El trebuie să fie mereu cu câțiva pași înainte, iar nu să se lase purtat târât. El trebuie să o ghideze, fie și într-o direcție opusă dorințelor ei. Chiar într-o direcție opusă dorințelor ei vrei să o conduci? De fapt, eu personal, nici pe departe, nutocratul, nici pe departe nu pot spune că a fost pe gustul meu. Iar ambiția sau dorința puterii... Știm cu toții că opinia noastră publică ar fi, din păcate, destul de maleabilă în mâna unui politician autoritar. Că el ar putea să o antreneze relativ ușor într-o direcție contrară dorințelor ei. Iar cauza o știm de asemenea foarte bine. Mulțimea noastră a fost, într-o măsură de-a dreptul îngrijorătoare, lipsită de exercițiu real al democrației, și o tradiție nu se creează într-o generație, două. De aceea, ea nu știe să-și susține revendicările. Este gata să demobilizeze dintr-un nimic. Se mulțumește ca omul pățit cu puțin, dar mai ales nu este solidară. Chiar cred că mulțimea noastră poate fi dusă într-o direcție contrară dorințelor ei. Poate chiar a și început a fi dusă? Nu. Nu făceam nicio aluzie la Brătianu și nici nu profețeam peste 50 de ani. Discutam în abstracto. Deci, o direcție nefastă în care lesne se poate târa acest popor, împotmolindu-l tot mai mult în corupție și sărăcie, bolile noastre străvechi. Hai să-mi aprind o țigare. Ștefan! Faci cum crezi de cuviință, dar de la primul fum vei începe iar a tuși. Oh, Sofie, ce va face micul nostru regat în situația dată? Vom merge alături de Franța și Rusia ca să eliberăm pe frații noștri de peste munți înainte de a fi decimați în linia întâi, sau vom merge alături de puterile Triplei Alianțe ca să ne eliberăm Basarabia, pierdută după un război în care am fost învingători? Iată dilema în care micul nostru stat român se zbate. Se discută în toate saloanele, chiar și la noi, la școala centrală. O, micuța noastră antantistă, Margot. Domnule profesor, mă întreb... Te întreb dacă suntem supuși vremilor fără nicio speranță. Dacă suntem totalmente neputincioși și pierduți sub vremi și voința noastră nu contează nici cât un fir de nisip. Da. Oare pentru noi există realmente vreo șansă de a progresa, a ne apropia de națiunile apusene, civilizate, visul nostru fierbinte de un secol? Sau totul nu e decât fata Morgana, un efort inutil, de vreme ce ele merg cu mult mai repede decât noi și distanța rămâne cel puțin aceeași? Ba chiar la fiecare hop de care ne poticnim, ea crește nemăsurat. Da. Ceva la telefon! Da. Nu? Cum? Cine? Domnilor, a murit regele Carol. Bietul
frumos este când ies în oraș, are ocazia să mai întâlnească o cunoștință. Un bărbat încă tânăr și în putere. Înainte, până la vârsta asta, și-ar fi făcut o clientelă, un renume în barou, o situație politică. Deputat, subsecretar de stat, poate chiar ministru. Da, apropo de Nichi, dacă el tot întârzie cu cunoștința lui, ce-ar fi să bem o cafeluță, Madame Delcă? O fac acum. Nichi în sus, Nichi în jos. Când o auzi să stai să te crucești, pe ce vrem să fie alea să ajungă ăsta ministru? Parcă îi ia îl de sus mințele când e vorba de el. Ei, ei, și nu mai zice nimic de cei 50 de lei. A? Lasă, lasă că viu eu cu tava, hai, lasă. Madame Delcă, mi-aduc mereu aminte de discuțiile care erau la noi acasă. Haide. Oare de ce să-i fi spus o fi lui Titi Alumițeanu? Vino mai devreme mâine. Haide, domnșoară, plecați de la fereastră. Cu domnșoară bine crescută, nu se lasă să o vezi până geam goală pușcă. Că musafirii abia de seară vine. Mai întâi că nu sunt goală. Sunt în pantalon și în brasieră și schițez un pas de vals Boston. Cât de mult iubesc acest dans ultramodern. E așa de sentimental și de senzual. Ce vrei, Madame Ana? M-am săturat până peste cap de cântecul ăla. S-a avut plantelișu. Ei, lasă, domnșoară, că azi, mâine ai să te mări și ai să faci o partidă. Păi uite și la Coana Sofica, ce partidă a făcut. Cum zicea și nașa dumneavoastră, Fănica Filipescu, mărită-te și iar mărită-te. Ei, și uite ce bine am nemerit. Oare de ce să-i fi spus o fi lui? Vino mai devreme mâine. Dar cum poți să stai într-un aer atât de puturos? Ce vrei? De sub divan vine unul și de pipi de cotoi. Iar a dormit pițurca noapte aici și de zordine asta. De data asta e chiar mai rău decât am suportat data trecută. Ce? Eu n-am să devin ca Sofie. Insuportabilă și nefricoasă. Eu n-am să leșin din orice. Dacă începe războiul, mă fac infirmieră la Crucea Roșie și am să alin suferințele. Să ne ferească Dumnezeu, domnșoară, că vine vremuri grele și vine război peste noi. E, uite, asta ne-a zis și ieri cu Ana Sofica. Ce ciudățenie! Uite o trăsură! Uite și o pălărie de Panama! El este Titi Alumițeanu! Oare de ce să-i fi spus lui Sofie? Vino mai devreme mâine. O zi teribil de cald a fost astăzi. Motiv în plus ca spiritele să fie excesiv de agitate. Situația generală mai critică decât oricând. Toți dau asigurări că de data asta s-a semnat războiul bătându-ne la ușă, fără dubiu. Iar în asemenea zile confuze, onestitatea nu mai este o monedă de circulație. Acestea tot vorbele profesorului Mironescu sunt. Se gândește desigur că el este singurul om mai onest ce a mai rămas în România. Dar oare de ce să-mi fi spus Sofie, vino mai devreme mâine? Astăzi am făcut vizita lui Zlătescu, care a confirmat zvonul demisiei lui Brăteanu și faptul că ne așteaptă ca sigur numirea lui Maiorescu drept prim-ministru. În această culme a zvonurilor de intrare în război s-ar putea ca aceasta să fie ultima săptămână din viața mea. Urgența întâi. Soluțiunile pentru a nu fi mobilizat. Dar de ce să-mi fi spus Sofie, vino mai devreme mâine? M-aș putea aștepta la imprudențe din partea ei. Exaltări nesănătoase și chiar teribile, ceea ce nu mi-aș fi închipuit acum câțiva ani, când ea părea culmea inaccesibilului. Hey, sunt obișnuit cu surprize din partea femeilor.
Nu însă să mă trezesc cu ea de ziua mea venind pe ascuns cu o birjă închiriată și cu un voal des pe cap. Ar fi neplăcut dacă ar face uz de confesiunea mea în fața soțului ei. Concluzia? Este bine a asculta confesiunile altora, dar și mai bine este ca tu să-ți pui lacăt la gură. Voilà, enfin! Sărut mâinile, grațioasă și distinsă doamnă. O diable, arătați ca la un bal pare. Te rog, domnule Ialomițean, vreau să mă însoțești puțin prin grădină. Am să-ți arăt un nou soi de trandafiri. Nu am putea oare, stimată și distinsă doamnă, să ne oprim aici? Nu e un drum prea agreabil, la domnia voastră mă refer. Înainte de toate, cu acest noroi de pe alee. Cât despre trandafiri, bineînțeles, aș fi fericit să-i văd. Totuși, parcă nu ar fi un motiv atât de presant încât să-i fi devansat cu 3 ore. Ce ferestre sunt acestea sub care pășim acum? Ce șanse sunt a fi văzuți întâmplător de acolo? Te așteptam, nu făceam nimic, stăteam. Mă uitam cum cade vrejul de iederă de-a lungul ferestrei. Un vrej de iederă taie fereastra camerei mele, unde de comun acord am convenit că voi dormi în majoritatea timpului singură. Doamne. Sângele mi se aprinsese deodată când m-am amintit. Vedeam, simțeam atingerea crudă și catifelată a pielii și mi-aminteam de trupurile noastre strâns, lipite, lipite. Vă mai amintiți de mănăstirea Pasărea, stimată și distinsă doamnă? Vă mai amintiți de acele odăi de musafir de la camerele maicilor ce îndoște servesc pentru randevuri? De la oameni bine informați am aflat că toți cei care pășesc în acest rai la mănăstirea Pasărea sunt automat înregistrați de cuvioasa stareță. Domnule Ialomițeanu, dar asta este o calomnie adusă slujitorilor bisericii. Nu, stimată și distinsă doamnă, nu. Din sursă demnă de crezare am aflat că lista Maicii Starețe o folosește oficialitatea pentru a convinge mai lesne conștiințele. Ba chiar mi s-a spus că poliția secretă dă uneori înlesniri pentru a avea apoi diverse persoane importante la mână. Ei bine, ce spuneți? Tot nu vi se pare că am dreptate atunci când cu tot respectul vă atrag atenția că nu există niciun loc pe lume unde să fie apărat de pericole și priviri indiscrete? Nimai acceptând prejudecata, mințile moderne recunosc că femeia dorește într-o măsură similară sau comparabilă bărbatul. Înțeleg, stimată doamnă. Situația devine pe zi ce trece tot mai insuportabilă. Veșnice voicăreli și caprici, intervenții grosolane în public. Și când se ivește momentul să se arate bărbat, se dovedește a fi egoist și nevolnic. Să te simți atât de tânăr, atât de tornică de viață și totul în jur să stea împotrivă și războiul ăsta care stă să înceapă. Iar dacă ai vrea să uiți și să guști o clipă așa, dacă, așa cum te îndeamnă inima ta tânără, te trezești ambarazată de necazuri femeiești. Stimată și distinsă doamnă, să sfârșim cu această postură neconvenabilă pentru toată lumea. Aș dori să merg și să prezint omagile mele profesorului Mironescu. Știi ce m-a tușat cel mai mult la tine? Cu mințenia și nepriceperea ta la femei. Bineînțeles că blândețea ta a deschis în mine tandrețea, așa cum se deschide o floare târzie. Când te-am văzut intrând pe poartă, m-am îndreptat spre tine zâmbitoare și cu pas grațios. Tu ai pornit spre mine. Eu simt așa efluvii strani în tot corpul. De ce îți ștergi într-una frunda cu batista aia mototolită? Ce s-a plăcut, eu nu-ți mai place azi și invers. N-am putea, stimată și distinsă doamnă, să ne oprim aici, că mai departe... Da, da, nu ne putem întoarce fără să-ți spun. Am plecat, stimată doamnă. Lașule! Ce duhoare de mortăciune vine de pe mai întâi. Trebuie să mă refrișez, să-mi pun o toaletă de după amiază, să cobor în salon și să calculez câți musafiri sunt și câte porții de înghețată să fac. Ei, madame Ivona, numai orfană să nu fii. De-aia parcă aud pe madame Geblescu. Du-te, Vico, zice,
Du-te și potrivește rochia, nepoate mele, că nenorocirea a venit pe neașteptate și nici toaletele n-au fost pregătite. Dar ce nenorocire vine anunțată, Madame Delcă? Oh, biata Margot, parcă nenorocirile ei i-a anunțat cineva. Parcă o văd pe Margot pe atunci, tunsă garson, cu un aer picant, excentrică, așa cum se purta după război. O iubeam teribil și pe ea și pe nenea Sandu. Oh, nenea Sandu Geblescu era un perfect om de lume. Numai Mutin a fost niciodată sensibilă la genul de bărbat chic. Ei, nu. Odată n-am auzit de la Madame Ioaniu un cuvințel despre domnul Geblescu. Nu, nici cum s-a lăsat ei, Madame Margoș, cu el. Nici asta nu mi-a spus. Nu s-au lăsat, Madame Delcă. El a trebuit să fugă dincolo. Aflase că urma să fie arestat și a reușit să fugă. N-ai știut? Ei, am știut. Mai țiu eu minte. Oh, ce șarmant era unchiul meu, Alexandru Geblescu. Femeile erau fascinate. Dar mai ales Tamargo, care pentru el a renunțat la afecțiunea statornică a domnului care o curta, domnul Ialomițeanu. Despre care am auzit că a fost teribil de afectat când i-a cerut mâna și a fost refuzat. Ei. Altfel știau să iubească bărbații de altă dată. Iubeau o singură femeie până la moarte, ca domnul Ialomițeanu pe Tan Margot. Oh, parcă îi văd și astăzi cum erau când eram fetiță. Orizontul se închide din ce în ce. Se desenează atât de sumbru. Ați auzit, nu? Cărușa ar fi trecut pe la Isaccea. Ceva nou în privința aceasta? Dumneata, dragul meu, ești întotdeauna mai la curent cu știrile decât mine. Papa! Da, hai, mon petit, hai, vină, îndrăznește. Ștefan, programul fetiței trebuie respectat. Da, bine, da. O excepție, doamnă. Bine, dar a contrăcăr. Mon petit, mon petit. A fost într-adevăr o anumită alertă? S-a crezut că atunci vom intra? Cum, domnule Ialomițeanu? Dumneata vrei să spui că nu știi cum s-au petrecut en grand lucrurile? Că regele se afla în promenadă pe Dunăre și auzind știrea cu intrarea rușilor, s-a întors alertat, deși regina a insistat să continue promenada, lucru pentru care de altfel a și fost blamată. Stimată și distinsă doamnă, văzându-ți de multe ori comportarea, m-am întrebat ori de ce acest domn se străduiește într-atât să-și mulțumească toți cunoscuții. Sunt principiile politicii mele, stimată doamnă. Cât despre incidentul de la Mamornița, regele nici n-a vrut să audă de versiunea oficială că rușii ar fi trecut granița dintr-o eroare. O eroare care să țină 60 de kilometri, a spus. Totuși nu se poate aduce unor general ruși insulta că nu ar ști să citească o hartă. Nu. O tentativă conștientă să se vadă, adică până unde, cât de mult se poate îndrăzni în România. Dar Brăteanu, dar ceilalți? Bineînțeles că au făcut și ei la fel. Sigur că, dar din primul moment. Sigur că au făcut asemenea presupuneri. Brătianu s-a întors alertat de la Florica, iar regele a trăit o emoție puternică. O jumătate de oră a tremurat pe vapor. E poftim, uite, mon petit, vezi? Regele a tremurat o jumătate de oră și toți o știm imediat. Ce oameni, Dumnezeule, ce oameni și ce țară! Dar oameni din strictul anturaj ne-au spus... George, nu ți-amintești? Nu mai amintesc. Probabil ai auzit această informație pe contul tău, dar nu mă mir. Spiritul de cafenea a îmbrățișat întreaga societate românească, încât și noroadele ce se ridică n-au altă dorință decât un lux grosolan și să ajungă la curent cu cele mai noi cancanuri. Iar damele discută în acest moment politică la fel de tranșant ca și domnul. Doamne Dumnezeule! Ce o să se aleagă de această lume dacă într-o bună zi vom ajunge să dăm politica pe mâna femeii? Ce privește politica, eu nu-mi revendic nicio pricepere. Sunteți și eu așa ce vorbește lumea. Poftiți,
ceaiul, vă așa, rog. Pune-l aici. Binecuvântată aroma ceaiului. Lasă-l aici, Ana. Păia de tort obligatorie, Ștefan. Feriți-vă, domnișoară Ivona, că în asta nu-i jucărie. Hai, mâncați-vă pișcotul. Apropo de explozia de la pulberăria de la Dudești. A fost o lume teribilă. Oficialități, discursuri. Și astfel, domnule profesor, mi-a venit și mie acel gând pe care l-aveau mulți români onorabili în acele clipe. Nu cumva aici a umblat o mână criminală? Nu cumva, dacă vorbim de mâna criminală și de periculosul inamic, ar fi mai potrivit să ne gândim tot la noi înșine? Poate că aceia care l-au omorât pe regele Carol au pus la cale și exploziile. Nașafănica așa a spus. Asta nu-i moarte curată. Și Nașoalecu a spus că el pusese pariu că până la urmă au să-l otrăvească. În aceste vremuri grele, când toți străinii se grăbesc să plece, va fi aproape imposibil să mai găsești o Fraulein sau o Mademoiselle pentru copii. Asta nu-i nimic, stimată doamnă, dar vor dispărea și servitorii, iar aprovizionarea va deveni o mare problemă. Așa cum a ajuns deja pentru sărăcime, care nu numai că stă la cozi, dar nu mai găsește carne decât de două ori pe săptămână, iar încolo zilele de post pe care le-a fixat statul. Cineva bine informat îmi spunea că începând din astă seară, trenurile de pasageri nu vor mai circula spre Sinaia. Cum așa? Extraordinar. Domnule profesor, da, vi se pare plauzibil? Cum? Poate de aceea n-a vrut regele Carol atunci să fie război. Da, chiar dumneata mi-a povestit, domnule Ialomițeanu, că ei îi strigau din stradă să facă mobilizarea și el nu voia. Și pe urmă a lăsat să iasă cum vrea poporul. I-a chemat pe toți și a semnat. Plângea și semna. Poporul, da. Strada care știa atât de bine ce vrea. Știți cât costa un agent data trecută? Cât? Un agent provocator al războiului? 20 de lei. Nu știu, poate că de data asta. Am auzit că s-au făcut trăsuri de ambulanțe, că s-au adus sterilizatoare, pentru că igiena populară este pentru noi călcâiul lui Ahile. Pentru că niciuna dintre toate măsurile pozitive care s-ar putea lua pentru însănătoșirea țării, niciuna, dragii mei, nu stă în puterea noastră. Noi, bineintenționații, generoși, idealiștii, nu avem și nu vom avea niciodată la dispoziție decât vorbele. Te trezești neputincios și singur și singurătatea aduce după sine dorința de a te cruța și frica. Doamne, ferește, domnișoară, ferește! Ce papa! Ia-mă, te rog, în brațe! Cum poți să fii tu atât de drăguț? Șeri! Pentru că la noi, dragii mei, oamenii arată dintr-un început obosiți, dintr-un început resemnați, de parcă au mai trăit atâtea alte vieți rele și dezamăgitoare, așa că au renunțat de mult să se mai împotrivească răului atotputernic. Iar dezordinea, provizoratul, primitivismul se mulțesc spontan ca microbi în praf. Există parcă în aer un ferment al dezordinii. O enzimă. Da, o enzimă, dacă vrei. Ei, nu vezi în jur? Un microb atotputernic al corupției, al haosului, al lucrului făcut de mântuială. Relele de care se plângea și tatăl meu și de care noi nu încetăm a replânge. Iar toate la un loc plămădesc acea formidabilă inerție în care energiile se încleiază, se pervertesc, se neacă, se... Papa, da, vreau să plec. Du-te, scupa mea, Ivona. Cum îți explici că ne plângem de atâta vreme unii la alții? Pentru că de-am fi chiar atât de mulți nemulțumiți și chiar atât de mulți onești, cum s-ar mai înmulți răul? Cum se face că transmitem odată cu răul și debila noastră indignare? Gata însă mai târziu să se acomodeze pe loc când va fi vorba de sine. Gata să acuze, să farfece, să clevetească atunci când va fi vorba de altul. Eu sunt reprezentantul unei generații mai tinere, domnule profesor, căreia deja îi se spune însă generație de sacrificiu. De fapt, ne gândim cu toții la acea lume străină de după război, dominată de o Rusie ajunsă stăpână la gurile Dunării. Da,
atotputernică, faimoasa scrisoare a regelui Carol în care se plângea la străin de noi conținea măcar câteva pasaje interesante. Pe cum să negi că o constituție prea democratică a fost dăruită prea devreme unui popor care nu apucase să știe ce înseamnă libertatea, ce înseamnă democrația și care a abuzat de ele? Cel care va umbla peste ani, prin gazete, prin memoriile noastre, riscă să fie asurzit de un îngrozitor vacarm, zeflemele și acuze neîncetate. Un furnicar de siluete grotești, ca păpușile de bâlci, care nu pare a fi mișcate decât de sforile ambiției și ale lăcomiei. Acesta este modul în care se irosește despomenita inteligență pasivă românească, discreditând lucrul fiecăruia mai înainte ca acela să fi reușit să-l ducă până la capăt. În felul acesta ne discredităm și principiile. Așa că, din atâta pragmatism și din atâta ironie, nu ți se pare, dragul meu, că se nasc mult mai greu iluziile naționale? Sau dacă totuși ele ajung să se nască, nu-i de așteptat să le pierdem destul de ușor? La cea din tâi încercare mai grea a istoriei? Hei, o frumoasă dimineață compromisă, pierdută. Apropo de plânsul regilor, s-ar părea că în această perioadă grea îi se umplu ochii de lacrimi. Da? Ba chiar am auzit de curând și că ar fi zbucnit în hohot. Despre regele Ferdinand este vorba, dragul meu, nu? Bineînțeles. Ai mai văzut, dragul meu, vreun popor european atât de puțin încrezător în sine? Un popor care să se disprețuiască astfel singur? Un înspăimântător dispreț de sine. Noi înși ne găsim cuvenit să spunem despre un lucru prost făcut? A, treabă românească, da. Cu acea inimitabilă intonație, cu acel inimitabil zâmbet bagiocoritor. Domnule profesor, eu am să plec. S-a făcut târziu. E cum, domnule? Doamne. Că chiar așa? Da. Nu mai să cinezi cu noi? Ce păcat! Vine și Sandu Geblescu. Abia s-a întors din Anglia. Mai intre. Sunt convinsă că Tan Margot numai pe Alexandru Geblescu l-a iubit. Deși povestea casei de modă la situația lor. Casa de modă i-a convenit lui nena Sandu pentru afacerile proprii. Niciodată îndeajuns de lămurite. Prea călătorea de stand, Margot. Prea multe legături avea cu atâtea case străine de modă. Și el să o însoțească în fiecare călătorie, să se poarte deodată ca un soț foarte atent. Pentru ultima parte a războiului, cel puțin, sunt convins că, folosindu-se de călătorie lui Margot, a dus și a adus mesaje de la maniu pentru englezi. Unele presupun chiar cu asentimentul lui Antonescu. Da, dar e mai bine să nu lămurim lucrurile cu nenea Sandu. În vremurile de acum e mai sănătos să știi cât mai puțin. Biata ta, Margot! Câți bani au trecut prin mână și au ajuns să se prăpădească într-un subsol? Parcă văd. Vezi, Ivona? Să nu te miri că e prea slăbită și nici de culoarea fesei. Da. Doamne Dumnezeu,
Ce boală îngrozitoare! Dar și ea, cum s-a putut lăsa așa o femeie inteligentă, cultivată, până în ultima clipă să nu se ducă la un doctor? Ah, și radiațiile care i-au ars fața, pielea, i-au căzut dinții, păr. Iată, Margo, poate că n-a vrut să intre direct în spital după pușcărie, eu știu. Ia, te rog să mă ierți, Ivona. Sunt o gazdă care nu și-a făcut datoria. Te rog, nu te deranja. Stai. Mai am câteva bucățele de rahat. Nu, sunt tari ca piatra. Dar uite ce frumos colorate sunt, da. Vezi? Sunt verzi, portocalii. Le țin pentru musafiri. Iartă-mă, am obosit. Dar, Margo, te rog, Ivona, scoate tu din bufet paharele și ia apă rece din răcitor. Da. Avem apă rece. Cumpăr gheață fiecare zi. Stau toată ziua cu gheață pe burtă. Nu, vai, iartă-mă. Sunt plină de praf. De când m-am mutat aici, n-am avut ocazia să le mai scot. Iartă-mă că nu-ți țin companie, dar n-am deloc poftă de mâncare. De multă vreme nu m-a înghit nimic. Și domnul de la otopen, cum ajunge? Madame Ivona, de când a plecat soțul lui Margo? Prin 47. Și ea n-a știut nimic? Până în ultima clipă nimic. Ei, da. În ultima seară a anunțat-o că se vor despărți definitiv. Că nu-i va scrie ca să mi facă rău. Aha. Și într-adevăr niciodată n-aveau să se mai vadă. Doamne, cât a trebuit să suporte Margo anchetele. Bineînțeles că n-au aflat nimic, pentru că nici ea nu știa. Am auzit că a plecat din casa ei. După ce a plecat nena Sandu, Margo s-a mutat la otopeni. Da. Noi am crezut că vrea să schimbe casa, prea mare, prea costisitoare. Muti ar fi dezaprobat-o teribil dacă ar fi aflat că s-a mutat acolo ca să-l țină ascuns pe domnul Ialomițeanu. Aha. Da, domnul din fotografie, care? Uite. A, dacă mă uit la astea, da. Evident, Muti îl cunoștea și nu prea grea. Din tinerețe, când el i-a cerut mâna lui Margo și a fost refuzat. Se pare că în timpul ocupației, după ce au ocupat nemții București în toamna lui 1916, da. Dar asta numai până s-a reabilitat. Ete, dar ar dracunea, lasă. Când dau telejurnalul, îi zic lui Ligioana bătrână de bărbat meu: da, mai închide la o dată, că iar zlâmbile, iar vine hoțul ăla și iar scoți suta. Când s-a terminat primul război, povestea papa. Da. Cum unii ieșeau de dimineață pe străzi, fluturând tricolorul, cântau. Papa a ieșit și el. Nu se putea așa bun român cum era să nu se bucure cu populația entuziastă. Dar când s-a semnat armistițiul, în 44, mai știi ce a fost? Dar pe cum să nu știu? Că toate alea mai tineri se dădea cu funingi de pe obraz și se îmbrobodea care mai de care să arate a babă. Bă, ce hărmăla era! Bă, ce zaveră! A bătut toată noaptea în obloane, la prăvălie, cu patru puștii. Dimineața, zice omul meu, deschide și dă-le să bea. Și-am deschis. Și-am ascuns toate ceasurile. Dar tot era să o pățim. Că omul meu purta ceas cu brățară. Și dacă era vară, rămăsese dunca de la brățara albă. Și să nu crezi că s-a mișcat ăla două ore cu pistolul de lângă el. Și ce să zic? Apare doi cu puști, cu mitralieră, ei știe cu ce. Și ăsta odată s-a îngălbenit ca ceara. Odată a lăsat pistolul și mai marile lor se aborește la el. Ce eu fi zis? Pe limba lor el știe, da, duș a fost. Ei, doamne, câte drame n-a mai adus războiul. Și uite că a trecut timpul și s-a uitat. Ce faci, fumezi? Ei, ce să fac? Ce târziu.
teribil de târziu. Și oricât sunt eu de îngăduitoare, de data asta Nichi am trecut orice măsură. E, lasă. Vezi că mai vorbim și noi așa de una, de alta. Când s-a cedat Ardealul, eram în această cameră și nena George, cu mersul lui țapă de militar de carieră, niciodată n-a avut armata un asemenea elan. Tot repetam, radioul deschis, manifestația de la Cluj, vocile celor strânși în Piața Unirii scandând "Nici o brazdă!" Și pe urmă, când am cântat "Deșteaptă-te, române!" și am plâns cu toții. O zi de doliu național! Ei, doliu! Doliu știu că a pus când a murit Ferdinand. Pe urmă știu când a murit Stalin, dar cel mai bine țin minte când a murit Gheorghe Udeș. Da, că am văzut la televizor în mormântare. Vai, săracu, știi ce am mai plâns? Știi că eu nu pot să văz mort, că mă pornesc așa. Da, Geblescu, ce-i cu el? Nenea Sandu, de ce cu el? De ce-i? Ce face acolo? S-a însurat? Cu ce se ocupă? A murit și el, nu știu. A murit? Locuia la Paris, în arondismentul 14. Da, avea mașină, un câine imens și o amantă de joasă extracție, tânără, pe care o dresase să nu deschidă gura. A murit de infarct, cred. Nu s-a păstrat nimic de pe urma lui. Dar stai, madame Bergă, dacă tot ai făcut drumul până aici, să stau de pe acum și 50 de lei ce s-ar cuveni să ți-i dau luna următoare. Lasă, că nici dumneata n-ai, ai și dumneata cheltuieli. Mi-ai trimite dacă ai putea, când o fi pe-n poștă. E drept că m-ai prins puțin în pana, abia mâine vine pensia. Eu cu banul meu, Nichi cu banul lui, e mai sănătos așa. Ne punem împreună pentru cheltuielile comune. Aș putea însă să iau din banii de boiler. Și când îmi vine pensia să-i pun la loc. Lasă, madame, lasă, că tot voiam să plec. Uite, eu să-mi strâng țoașa. Ba nu, așa. Te rog, madame Delcă, te rog să stai, te rog, să ți-i dau acum. Mă duc imediat și aduc, da? Hai, stai. Ce? Poftim, ia suta asta. Asta ce e, 100? Păi n-am schimbat, să știi. 20 de lei aveam la mine, dar mai mult nu. Dar ce-ai dătat așa, madame? Te-ai supărat de ceva? Ia, stai. De ce să mă supăr? Las că nici dumneata n-ai, dragă. Nici dumneata ai luat din banii de boiler. N-am luat din banii de boiler. Ia sut dacă mă supăr. Ia-i că cine știe ce are să fie. Adică ce vorbă e asta? Sau că nu erai așa când te-ai dus dincolo? Cum să nu fiu? Haide, adică nu mă duci tu pe mine. Doar te știu de când erai mică. Ei, dar ar dracunei de bărbați că numai dărele să ține. Dacă n-am manifestat eu înțelegere. Parcă bărbatul știe de vă înțelegere. Bărbații ca copiii. Știi numai de frică. Ce-a făcut? A luat banii de boiler? Poate n-am căutat eu bine. Auzi, sună. Nichi, în fine. Scuză-mă, madame Del, că se deschid lui Nichi. Nichi, pe drag. Ivona! Ai, madame Cristine, dacă vine și asta, o să-mi iau tălpășița. Poftim! Bonjour, Ivona! Poftim, madame Cristine! Bonjour, dragă Vica! Parcă ne-am mai văzut! Da, azi dimineață, da. Ia scuzată, dragă, la tine aici, da? Da. Ai, dar ce că fotografia asta, Vica? Ei, mă uit! Te n-am mai văzut-o! Da. Oh! Profesorul Mironescu. Da. Ia uite, madame Ioaniu, tânără, prezentabilă, frumoasă. Da, frumoasă, da. Și tânărul de pe scaun? Nu, stai. Nu spune numele. Stai. Ia. Titi Ialomițeanu. Da. Ca să vezi. Și tot întâlneam prin parc în Cismigiu, acum vreo câțiva ani. Plimbam pe chinezi mic, bătrân, nervos, mușca pe furișul. Conversam multe. Oh, făcuse închisoare, săracu, dar ieșise destul de repede. Da. Se întorsese la nevastă. Se încadrase, mă rog, acum primea pensie. O încântare să-l asculți. O ocazia vieții.
Puiul, Vigo. Da. Puiul bărbatul meu să n-audă de el. Era în stare să născocească tot felul de istorii pe seama bietului Titi. Da. A fost puiul toată viața, dragă, de o gelozie. Într-o vreme cășunase pe domnul Ialomițeanu. Că prea iabil, că până la urmă se aranjase și cu comuniștii. Că de unde să da așa ușor viză la plecări și lui și nevestisii? Îți interzic, spunea puiul, da, să-i mai povestești despre noi orice, mai ales cum ești tu vorbăreață. Și el, care toată viața n-a făcut altceva decât să tragă oamenii de limbă, auzi, și da, să excrocheze. Mă rog, asta era părerea lui puiul. Mă scuzați. Auzi, de Titi Ialomițeanu vorbeam, dragă Ivona. Oh, da. Am văzut fotografia asta. Cred că mai trăiește. În România liberă nu l-am întâlnit. Da. Dar ce faci, Ivona, dragă? Nu mai ajungem la biserică la nunta lui Țuțu? Și nu merită Clemența așa ceva. N-aș vrea să te încurc. De ce? Scuză-mă, dacă Nichi apare la 5 minute după ce am plecat... În față de Nichi iau eu tot asupra mea. Ah. Să se supere pe mine, dragă. Biata Clemența nu e fată rea. Dar anumite lucruri nu e capabilă să le înțeleagă. O șochează mai ales cum suporți tu depărtarea de Tudor. Na, n-aș putea ruptul capului, zice, să-l știu pe Țuțu, pe fiul meu, cum îl știe Ivona pe Tudor. Să-l văd odată la 2 ani, să tremur mereu că primesc, că nu primesc viză, așa zice. Dar hai, Ivona, dragă, decide-te. Nu merg. Scuză-mă că te-am făcut să aștepți degeaba. Dragă, Țuțu n-a avut mintea și puterea de muncă a lui Tudor, în schimb, cât devotament față de maică sa. Ce suflet grijuliu și tandru, pe când tu te-ai sacrificat pentru Tudor. Iar el, când a fost cazul, s-a gândit în primul rând la binele lui și al nevesticii lui. Hai, bonjurică, dragă. Da. Bonjurică, Vico. Da. Stai să te... Mamă, de ce tână ai. Te conduc cu plăcere. Te conduc, madame Cristine. Bonjurică. Tot vopsită ca o brezaie, și tot cu obiceiul prost să te pupi. Spune și dumneata dacă ai văzut așa ceva. Și am o durere de cap înfiorătoare. Ia pastila asta. Hai, dacă ți-i trebuie să mă asculți, că eu sunt mai mare cu 11 ani. Bine. Cine era? Nu era Nichi. Era poștașul cu o scrisoare de la Tudor. Ia, hai, citește-mi să văd eu ce scrie Tudor. Că ce doră mi-e de el, vai. Ia an de când nu l-am mai văzut. Cine zici că scrie? Anca. Ea este responsabilă cu corespondența. Aha. Ia. Nu știu ce tot facem de nu vă scrie mai des, dar cu gândul să știi că suntem mereu la voi. Vorbim în fiecare zi, iar eu de câte ori îmi pun dimineața cerceii de la tine, mă gândesc la voi. Pe aici totul e bine, suntem veseli și extrem de mulțumiți. Eu am lucrat în noiembrie câte 3 zile pe săptămână, dar n-am fost mulțumită, așa că am continuat să caut ceva mai bun. Și acum aștept un răspuns de la un serviciu de turism. Roagă-te lui Dumnezeu să se realizeze, pentru că ar fi într-adevăr splendid și ca salariu și ca tot. Din țară am primit foarte multe felicitări și urări de bine, care ne-au făcut mare plăcere. De Crăciun am petrecut foarte bine. Eu am făcut sarmale cu varză acră, cumpărată de la un magazin armenesc, care are produse de băcănie gen oriental. Murături, prânză de brăila, măsline, halva, nuci, stafide. Ne gândim mult la voi și ne pare rău că nu suntem împreună. Te iubim și te stimăm enorm. Ei, ce faci, madame Scarla, ce faci? Lasă că el e bine acolo și noi suntem bine aici. Ai, Ivona, dragă, ai, ce tot dai apă la șoareci? Lasă, dragă, că e bine. Vezi ce scrie? Nu știu de emoție. Mi-e și milă de el, mai ales... Să nu crezi că e ușor până îți faci o situație acolo. Ei, dar știi ce, Ivona, dragă, ia stai și dumneata întinsă puțin, că toată ziua te-ai obosit. Ei, hai, că eu plec
Dar mai trec pe la dumneata, mai trec. Spune și tu, Gelule, de când ne cunoaștem noi? Ei, păi cine-i făcea lui baie în albioară? Ei, de când ne știm noi să fii dumneata sănătos? Și eu, și dumneata, și toată lumea. Să nu mai fie nimeni bolnav și să nu mai intri nimeni în spita. Ce mai bombăne acolo, mă? Păi, și ce dacă bombă? Nu mă aude. Dar ăsta nu-i doctor al mare, șeful. Al mare știi cum vine? Cu târul la după el, bărbați, buieri. El merge înainte, că el e general, știi? Ăsta de-a din aur, nebun. Toată ziua e pe capul meu. Poate unde s-a învățat la bani. Nu, lasă că... Cum adică să vorbesc mai încet? Lasă că nu vorbeam eu tare, ești tu speriat. Bine, că-și lătă alpășița să putem vorbi și noi de ale noastre. Da. E așa, ce să te întrebe? Ba, măta, tot așa? Cam răcită, mătușă. Aha. Păi de când o știu tot îi zic să nu mai umble așa dezbrăcată. Of, doamne, cât e de când s-a prăbădit beata lichioară bătrân? 8 luni. Numai 8 luni, zici? Da. Ca să vezi. Las că e bine aici, da. Acasă stam și dacă nu înghițeam nimic, odată mă apuca. Și de făcut, ce poți să faci? Da, să mai fi fost și el pe casă, să mai zic o vorbă. Mai te legi și tu de pastilele mele, lasă că fără el ce m-ar fi făcut. Că-ți vine, uite așa-ți vine, te apucă și n-ai ce să faci. Că n-ai nicio putere, că nu poți, dita mai omul, să te așezi, să urli ca lupul. Dar așa, luam bulinul, luam unul, luam două și, porbă, stau liniștit. Că așa mi se face dor de el. Să mai fie și el până casă. Să mai zică ce-o zice. Mătușică. Să mai bodogăne. Să zic și eu. Dar ce să faci? Și cui să spui? Și casa, uite, goală. Așa urât mi se făcea. Și mai era și aia de sărea noaptea în gardul. Care? Da, venea peste mine. Lasă-l că tu, nu știi. Ei, venea, nu venea nimeni, ți se nezărea ție, de frică. Lasă că nu-i așa, că și măta zice. Uită-l, că destul te-a năcăjit cât a trăit. Ce știe ea? Bietă de el, n-a călcat pe delături odată. Vai, și ce se uita lumea la noi când dansam vals, da? Amândoi, da, sta toți așa, cu gurile căscate. Păi, la câți ani am stat noi împreună și să nu-l mai văz niciodată. Dar n-ai nici la cine să te plângi, n-ai la cine să spui. Asta o știu de la beata Ivona. N-ai dracă Vico, zicea, după ce s-a prăbădit bărbațul. N-ai cui să te plângi, pentru că nu te înțelege nimeni. Care Ivona? Eh? Care Ivona? A, Ivona lui Madame Ioaniu. Ce mai beam la cafele? Ce mai stam de vorba amândouă? Dumneata, dragă Vico, zicea, dumneata, cu optimismul ăsta dumitale, mă remontez, făcea.
Ei, s-a prăbădit. A rămas o casă întreagă cu de toate în ea. Unde ți-ai dinții? Păi, dracu, mai știi pe unde e. Mi-o fi luat aia. Devine noaptea și sare gardul. Iar, mătușă? Păi ăsta-i năravul care l-ai luat. Că tot nu vrei să crezi ce-ți spune omul. Noaptea vine aia. Și dacă e poarta încuiată, știi ce fac? Sare gardul. Lasă, mătușă, haide. Hai, bine, bine, hai, gata, bine. Ca să vezi ce-i veni să mă întrebi. Cui? Ei, cui? Dar stai, păi noi de cine vorbeam? Ha? De nebunul. Știi? Hop și el să se văre în vorbă. O, nebunule, ce te apucă? Dar lasă-mă. Dar de ce îi zici nebun? Păi cum să nu-i zic nebun? Păi ce întreabă el? Asta e întrebare de om cu cap. Păi data trecută când te-a văzut la mine, tot așa zice, îl vezi pe dumnealui? Îl cunoști cine e? Da. Și eu de atunci am zis, nepotul meu, nepotul meu, și rar așa băiat, deștept și frumos și cu minte. E. E, și toți la servici morți după el. Și șefii, da, fetele. Hai, lasă, mătușă. Hai, lasă să vorbim de ale noastre. Dealule, mă mai ține nebunul aici? Te ține, de ce să nu te țină? Dar plicul, ai apucat să-i dai lui ăsta cu nebunul. Mătușă, plicul cu bani. Mătușă. Ce? Lasă, nu vezi că eu vorbesc încet, tu vorbesc tare. Știu eu cum trebuie să te porți în lume. Dar nu pot să dorm. Toată noaptea n-am închis ochii. O fi apucat băiatul să dea plicul. Ți-am zis că am vorbit cu el. Ți-am zis de data trecută. Și. Cum și? Ce a zis? A zis că mă mai ține? Stai liniștită că te mai ține. I-ai explicat? Parcă asta zisesem, dar bine, dar tu nu ești înfipt. I-a spus. Lasă, ia alții care vine din fundul pământului și să le vezi ce le merge gura, toro, să vezi ce se înfinge. Da, dacă vrei să știi, află că mie nici nu-mi plac ăștia înfipții. Da. Și nu o să fiu un fipt niciodată. Da, ei, da, că se uită cineva la ce-ți place ție. Se uită. Da, că viața e ca să-ți placă. Oh, Doamne, să știi că o ai avea tu școală mult. Dar eu am școala vieții, curs seral. Da. Cum îi ziceam și numai Damian, eu. Vai, Doamne, și ce mai râdeam amândouă. Lasă, să vorbim ce trebuie, da? Da. Ăia cu demolarea a mai venit? Nu știu, auzi? Ce faci cu hârtia aia igienică? Mătușa, de ce o pui sub geam? Stai sigură. Vezi că te aude ăștia. Că tot cu urechea ciulită stă. S-auză? Și să zicem, ce? Tu să vază ce facem. Și lasă hârtia acolo. Cum s-o? Las-o acolo. Când am nevoie, n-o să mai fie, nu? Păi, dar se poate să adune așa? Ce faci, stoc? Hai, lasă-mă să trag septorul. Nu. Să vâr prăjiturile în el. Vai de mine. Ce? Ia uite. Ce? Și aici ce mai e? Pâine. Ce altceva? Dacă tot rămâne la masă, de ce să o arunc? De ce să se piarză? Păi vin gândaci, doar aici în spital trebuie să fie curat. Ce gândaci? Ei, gândaci? Nu e gândaci de-a locația. Păi cum să fie? Dacă eu dau cu gază toate colțurile, dădeam și acasă, dau și aici. Șș, mătușă! Ce este, dragă? Lasă că nu te fac de râs. Doamne. Uite că vine. Vine aia care sare noaptea gardul. Cum a mai venit? He, au mai venit. A venit, dacă-ți spui. A sărit noaptea gardul. A venit. Și mi-a luat mașina mea de tocat. Da? Da. Și cum au intrat? Auzi întrebări. Păi a intrat că e oți. De ăștia care are și Heracle, știi? I-a trimis intriganta de proprietăreasă. I-a zis, duceți-vă. E timp acum să vă duceți la Madame Delcă. Mergeți la Madame Delcă și luați-i mașina de tocat, le-a zis. Și ei, știi, a sărit gardul noaptea, a dășchis cu șperacul, a venit peste mine și a luat-o. Dacă-ți spun... Mătușă, da? Mașina de tocat e la locul ei. Cum să fie mașina de tocat la locul ei? Mătușă. Da.
Gata, las. Da, ai dreptate. Da, să vorbim ce trebuie. Că acum vin ăștia și te dă afară. Ați ascultat Dimineață pierdută, dramatizare după romanul cu același titlu de Gabriela Adameșteanu. Adaptare radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Vica, Tamara Buciceanu Botez; Delcă, Valentin Uritescu; Gelu, Vlad Zamfirescu; Madame Ioaniu, Rodica Tapalagă; Ivona, Irina Mazanidis; Madame Cristide, Stella Popescu; Nichi, Dan Condurache; Profesorul, Victor Rebenciuc; Ivona Copil, Silvia Crăniceanu; Margot, Irina Petrescu; Titi Alomițeanu, Marius Bodochi; Ana, Carmen Ionescu. Asistența tehnică, Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Dan Puicanu.